secundus. Atât. Stimați colegi deputați, vă rog să vă ocupați locurile. Putem să începem, colegii au revenit, putem să începem ședința plenară de astăzi. Rog secretariatul să ne dea prezență. Stimată doamnă președinte a Parlamentului, stimați deputați, vă anunț că la începutul ședinței de astăzi și-au înregistrat prezența 78 de deputați. Nu și-au înregistrat prezența. Andronache Vladimir, cerere. Vremea Igor, cerere. Botnar Constantin, cerere. Cebotar Vladimir, cerere. Sârbu Oleg, cerere. Nichiforciuc Eugeniu, cerere. Vitiuc Vladimir, cerere. Repeșciuc Grigore, cerere. Bacalu Elena. Bologan Victor, cerere. Ceban Ion, cerere. Oleinic Alexandru, concediu medical. Ulanov Denis, cerere. Fătescu Vadim, cerere. Jardan Petru, cerere. Albot Maria, Șor Ilan și Candu Andrean. Mulțumesc, stimați colegi, avem quorum, putem să începem ședința. Înainte de toate, rog să onorăm drapelul. Mulțumesc. Un anunț, astăzi este ziua lucrătorului din domeniul relațiilor funciare. Felicitări pentru cei care sunt în relațiile funciare, domnul ex-ministru se zâmbește, și a cei care gestionează pământurile Moldovei, care cineva spunea că e ca untul cernoziomul nostru să-l ungem pânică. Numai trebuie să știm foarte bine să-l gestionăm. Mulțumesc mult, felicitări! Stimați colegi, noi avem ordine de zi care a fost aprobată de către biroul permanent pentru ziua de astăzi. În afară de ordine de zi, au mai parvenit câteva propuneri care au parvenit reglementar și au parvenit din partea comisiilor parlamentare. Prima propunere este din partea Comisiei Juridice, Numiri și Imunități. Domnul Litvinenko, vă rog. Bună ziua, doamna președinte, stimați colegi. În baza articolului 46 alineatul 1 din regulamentul Parlamentului, solicit includerea în ordinea de zi a trei proiecte. Este vorba de proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament, proiectul numărul 163 din 3107-2019, 2. Proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de director al Centrului Național Anticorupție, proiectul numărul 158 din 29 iulie 2019 și a proiectului de lege numărul 164 din 31 iulie 2019, inițiativă legislativă a Guvernului. Și în raport cu acest proiect, voi solicita o pauză la momentul în care vom considera că este timpul potrivit pentru a convoca comisia și a examina și a aproba un raport cu referire la acest proiect. Mulțumesc! Da, mulțumesc, domnule președinte. Supun votul pe rând toate... La acest care? Noi aici sunt trei... Și eu am vrut să mergem fiecare separat. La 164 să ajungem. Haideți, stimați colegi, să mergem pe rând. Primul a fost proiectul de hotărâre înregistrat sub numărul 163 din 31 iulie 2019. Cine este pentru a fi inclus în ordine de zi, rog să votați. Majoritatea celor prezenți, mulțumesc. A doilea proiect este proiectul numărul 158 din 29 iulie, privind numirea în funcție de director general a Centrului Național Anticorupție. Cine este pentru, rog să votați. Majoritatea celor prezenți, mulțumesc. Și următorul proiect este 164, până supune votului domnul Sârbu, vă rog. La acest subiect. Doamnă președinte, vă mulțumesc. Noi apreciem operativitatea domnilor voastre. Acest proiect probabil a fost înregistrat acum vreo câteva minute în urmă.
provenit. Noi, nimeni dintre noi nu are acest proiect de lege. Evident, nu există niciun raport a comisiei. Am vrea să cunoaștem, în primul rând, să facem cunoștință cu proiectul, măcar să ne spuneți despre ce este vorba și de ce atâta grabă, deoarece se încalcă toate procedurile regulamentare. Nu mai vorbesc de transparență. Vă mulțumesc. Mulțumim, am luat act. Președintele Comisiei Juridice a solicitat și o pauză când va fi examinat spre sfârșit această inițiativă și sigur și rog secretariatul să fie distribuit proiectul respectiv. Stimați colegi, dar de principiu supun votul. Noi azi nu e exclus, lucrăm mai departe, hăt din mijlocul nopții. Stimați colegi, supun votul. Cine este pentru a fi introdus în ordine de zi proiectul 164 din 31 iulie 2019? Rog să votați. Majoritatea celor prezenți, proiectul este introdus pe ordine de zi. Stimați colegi, următoarea propunere vine din partea Comisiei Protecției Sociale, Sănătate și Familie. Da, cine îl prezintă, vă rog să apăsați butonul. Domnul Liviu Vovc, vă rog, din partea Comisiei. Doamnă președinte, vă mulțumesc. Din partea Comisiei, astăzi a fost audiat proiectul de lege privind modificarea legii la fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală pe anul 2019, numărul 301 din 2018, precum și pentru modificarea și completarea legii bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, numărul 300 din 2018. Comisia a decis să voteze ca în plen să se discute în ambele lecturi, ceea ce solicit plenului să accepte includerea pe ordine de zi. În același timp, în cadrul comisiei a fost discutat și proiectul de hotărâre pentru aprobarea raportului privind executarea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală și pentru aprobarea raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, care de asemenea aș ruga să fie inclusă în ordinea de zi. Mulțumesc, domnul Vov, că noi ieri am convenit cu dumneavoastră că aprobarea rapoartelor privind executarea bugetelor, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor medicale, le examinăm odată ce guvernul vine cu proiectele de buget pentru anul 2020. De acord? Nu insistați. Stimați colegi, se supune votului. Da, domnul Sârbu, la acest subiect. Mulțumesc, doamnă președinte, la această propunere, dacă îmi permiteți, iarăși. Sunt două proiecte de legi extrem de importante, fundamentale, ce ține de asigurările medicale și asigurările sociale. Proiecte care, iarăși, au fost înregistrate probabil acum ceva timp în urmă. Evident că astfel de proiecte importante nu le putem examina într-un regim atât de rapid, în special în două lecturi. Eu nu știu ce vreți să faceți, stimați colegi, în aceste două lecturi, nu știu câte sute de milioane vreți să mai tăiezi de la asigurarea socială a cetățenilor noștri, dar permiteți-ne măcar să avem posibilitatea să-l examinăm, să venim cu amendament pentru lectura a doua. Noi am văzut deja în bugetul de stat minus 700 de milioane la asigurările sociale, dar cel puțin să avem posibilitatea să examinăm ca și legea bugetului în două lecturi cu amendament, să vedem care au fost toate argumentele. În două lecturi veți tăia 1 miliard de lei de la pensii și la salarii la oameni și noi nu vom ști. Vă rog frumos să nu ne grăbim. Domnul Sârbu, haideți să vă aduc eu o claritate. Noi astăzi examinăm în prima lectură modificarea legii bugetului de stat. Aceste două legi sunt conexe legii bugetului, modificărilor făcute la legea bugetului de stat. Și de asemenea, cât de mult n-ar insista comisia, noi o să propunem să fie examinate doar într-o singură lectură, cum am convenit de la bun început, iar când revenim în niște ședințe extraordinare, peste 10 zile, toată lumea să vină deja în aceste 10 zile cu amendamente, cu propuneri care pot fi reglementar examinate. Deci, estimați colegi, se supune votului introducerea pe ordine de zi a proiectului înregistrat sub numărul 156 din 29 iulie 2019 pentru modificarea legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2019. Cine este pentru, rog să votați. Majoritatea celor prezenți. Și a doilea
proiect care se supune votului pentru a fi introdus pe ordine de zi de astăzi, numărul 157 din 29 iulie 2019, modificarea legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2019. Cine este pentru, rog să votați. Majoritatea celor prezenți. Stimați colegi, acum, domnul Diacov, de mult stați cu butonul apăsat, dar da, vă rog, dacă e la ordine de zi ceva suplimentar. Cu mare răbdare am așteptat ca să ne includeți microfonul. Mulțumesc de înțelegere. Mai degrabă de procedură, doamnă președinte. Da, eu am auzit că în rândul guvernării este așa o dorință ca cât mai mulți deputați să depună mandatul și văd că în fiecare zi aproape depun mandatul. Și am înțeles că preferabil ăștia care au fost aleși pe circumscripție și din opoziție să fie. Și în legătură cu asta am o întrebare. Asta este motivul sau numirea procurorului ieri în funcție că soțul unii colegi de noastre a fost reținut azi dimineață și din câte am înțeles nici mari motive nu sunt, fiindcă înainte s-au făcut presiuni că el să părăsească funcția. Eu cred că e o chestie care trebuie să ne preocupe toți, fiindcă una este că noi toți să pledăm pentru dreptate, pentru adevăr, pentru ordine, și altceva este când chestia asta poartă un caracter politic. Mulțumesc. Și noi vă mulțumim, domnul Diacov. La sigur, organele de drept trebuie să-și îndeplinească funcțiile cinstit și onest, așa cum le prescrie legea. Și toți trebuie să fim absolut egali în fața legii. Ceea ce menționați dumneavoastră, am citit și eu din presă, m-a informat și doamna Bacalu și i-am spus exact același lucru. Omul care nu este vinovat nu trebuie să pătimească. De aceea noi nu avem niciun motiv să facem vreo presiune și nu cred că avem capacitatea de a face presiuni asupra deputaților din opoziție să-și depună mandatele. Chiar nu aceasta este scopul. Noi considerăm că trebuie să avem o opoziție constructivă care împreună cu cea din majoritate parlamentară să muncească la dezvoltarea statului. Stimați colegi, au fost introduse pe ordine de zi proiectele care le-am votat separat. Acum supun votului în întregime aprobarea ordinii de zi. Cine este pentru, rog să votați. Majoritatea celor prezenți, mulțumesc, începem examinarea ordinii de zi. Stimați colegi, primul subiect de pe ordine de zi, proiectul de hotărâre privind numirea în funcție de director a Centrului Național Anticorupție. Rog inițiatorii din partea grupului de inițiatori, vreau să spun că au semnat majoritatea, președinții fracțiunilor parlamentare. Domnul Bolea, vă rog să prezentați proiectul. Da, vă mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, la data de 26 iunie 2019, în ședința sa, Comisia Juridică Numiri și Imunități a decis inițierea concursului pentru selectarea candidatului la funcția de director al Centrului Național Anticorupție. La data de 22 iulie, Comisia s-a întrunit într-o ședință închisă, unde a studiat dosarele candidaților care au depus inițial dosarele lor pentru a participa la concurs. În urma studierii acestor dosare, la partea finală a interviului au fost admiși 9 candidați, după cum urmează. Guțan Vecislav, Moisei Vitali, Gorea Dorin, Țernă Cristina, Maimescu Sava, Floce Ruslan, Macovei Gheorghe, Verepceanu Vitalie și Cărmanovici Alexandru. La data de 29 iulie 2019, în ședința publică, au participat cu participarea mass media și reflectarea pe largă a acestui concurs, cei 9 candidați au fost audiați de comisie, fiind prezentate de fiecare din ei conceptul de management și dezvoltare instituțională a Centrului Național Anticorupție. De asemenea, fiecare candidat a răspuns la 3 întrebări din partea comisiei,
care au scos în evidență competențele manageriale ale candidaților, activități ce țin de luarea deciziilor, soluționarea problemelor care pot să apară în exercitarea funcției de director. În urma examinării ample a candidaților care au participat la concurs, comisia a întocmit un proces verbal, vreau să vă spun că toți candidații au fost punctați la diferite capitole în strictă conformitate cu acel regulament care a fost adoptat la data de 26 iunie 2019. În urma rezultatelor obținute la concurs, Comisia Juridică Numeri și Imunități propune plenului Parlamentului adoptarea proiectului de hotărâre prin care domnul Ruslan Flocea să fie numit în calitate de director al Centrului Național Anticorupție pentru un mandat de 5 ani, ca și candidat care a acumulat cel mai mare punctaj în acest concurs. Raport încheiat. Mulțumesc, domnule raportor. Aveți două întrebări până când. Doi deputați au solicitat întrebări. Prima întrebare, domnul Lean Carb. Doamnă președinte, eu la candidat am întrebări, nu la raportor. Ați colegi, candidatul este prezent în sală, domnul Flocea este prezent, vă rog să vă vadă deputații. Mulțumim, poftim. Domnul Flocea, așezați-vă întrebările, o să le adresăm și dumneavoastră o să răspundeți, numai să fie aprins microfonul. Noi avem o problemă în Republica Moldova cu funcționarii care fac declarații de venit și ne uităm când unii funcționari declară 50.000 de placometrii, nunți, praznici și multe, multe alte lucruri, clar că acestea sunt bani care vin din mită. Este o formă de legalizare, așa să spunem noi, a mitei, prin aceste acte de donații sau prin declarații de automobile de 11.000, că am spus caut și eu unii parcare asta, că să vând mașini cu 11.000. Și asta este nemijlocit un element care demonstrează cât de corect este un funcționar sau altul. Nu mai vorbim și de accesorile care le poartă cu genți de 3.500 de euro. Dacă chiar și vă uitați în sala aici a Parlamentului, o să vedeți că unii au geantă de 1.500, 2, 3 de euro. Spuneți-mi, vă rog, ce acțiune îți întreprinde dumneavoastră, da, pentru a putea demonstra spălările de bani, da, prin aceste declarații de venit. Da, mulțumesc. Conectați, vă rog, microfonul domnului Flocea de la tribună. Mulțumesc pentru întrebare. Domnule deputat, după cum este cunoscut, aspectul legat de integritatea funcționarilor publici ține nu doar de competența Centrului Național Anticorupție, ci și de Autoritatea Națională a Integrității și concomitent și organelor procuraturii, în special dacă vorbim de Procuratura Anticorupție. Probabil o să avem o discuție amplă cu colegii din Autoritatea Națională a Integrității și cu cei din Procuratura Generală ca să analizăm cadrul legal existent, să vedem care sunt acele prevederi care fac anumite impedimente ca să putem documenta calitativ astfel de situații și o să încercăm să venim cu propuneri către Parlamentul Republicii Moldova ca să perfecționăm cadrul legal, să fie unul aplicabil și în final să poată fi atras la răspundere persoanele care se fac vinovate de îmbogățiri neîntemeiate. Mulțumim. Domnul Carp, aveți două întrebări? Da, vă rog, domnul Carp. Multe precizare, dar oricum continuăm discuția pe acest subiect. Iarăși, declarațiile de venit au acces nu doar în EU, clar că ei sunt instituția cea mai indicată ca să urmărească despre aceste venituri a funcționarilor, dar totodată noi vedem în aceste declarații diferite mătuși, GICU, alții, care fac diferite donații de felul lor. Deci, cum vedeți dumneavoastră dacă noi am lărgit spectrul persoanelor care trebuie supuse urmăririi în cazul când ei sunt donatori de bunuri unor funcționari, deci publici. În altfel, ajungem în situație destul de hazlei când mama pensionară de 80 de ani face donații de 2 milioane de lei sau multe, multe alte lucruri. Eu nu spun că nu poate fi, da, donații de casă sau de una, de alta, dar când ajungem în situația că se
donează bunuri de 3, 4, 5 milioane de lei, clar că este, de, este chiar ridicol. Deci nu vedeți dumneavoastră posibilitatea de modificare a legislației, da? În cazul când și persoanele care fac donații să fie supuși cercetării. De unde au luat acești bani? Mersi mult. Da, mulțumesc, vă rog răspunsul. Sunt de acord cu ideea dumneavoastră. Vorbind despre această situație, o să o examinăm amplu și o să vedem să fie în strict conformitate cu legislația în vigoare, să vedem dacă putem examina și veniturile terțelor persoane care stau în acest lanț de legalizare a veniturilor funcționarilor publici. Mulțumesc. Mulțumim. Următoare întrebare, doamna Marie Ciobanu. Domnule candidat Flocea, din mass media am înțeles că ați fost în fruntea unei comisii de investigare a furtului miliardului. Spuneți-mi, vă rog, dacă această comisie a finalizat și care au fost concluziile. Vă rog răspunsul. Stimată doamnă deputat, vreau să vă informez că conform rigorilor legislației în vigoare, organul procuraturii este acel care decide includerea anumitor specialiști pe diferite domenii în grupuri de lucru. Am văzut și eu acest document care a fost publicat în mass media. Eu nu am condus grupul de lucru care a investigat furtul miliardului, am fost un membru, ținând cont de faptul că am fost conducător al unei direcții teritoriale în cadrul CNA și nu am avut acces în dosarul propriu zis de investigare, motiv din care astăzi nu pot să vă ofer careva informații legate de acest subiect. Da, mulțumesc, doamna Ciobanu, aveți a doua întrebare? Da. Da, vă rog, în eventualitate că astăzi prin votul nostru veți ajunge în funcția de director al Centrului Național Anticorupție, veți fi preocupat de furtul miliardului? Vă rog răspunsul. La sigur, nu doar subiectul legat de furtul miliardului, dar și multe alte subiecte care au fost pe larg discutate în societatea civilă ultima perioadă vor fi printre cele mai importante subiecte pe agenda activității Centrului Național Anticorupție, în comun cu colegii de la Procuratura Anticorupție și Procuratura Generală. Mulțumesc. Următoarea întrebare, domnul Diacov. Da, mulțumesc. M-a inspirat colegul cu nunțele. Da, eu cred că noi trebuie să, cumva, să sesiunea viitoare să o consacrăm, să vedem ce facem noi cu nunțele astea în Moldova. Și să interzicem la nuntaș să cadoneze, dacă, mai ales dacă e funcționar public, să dea numai câte un public sau altceva. Înțeleg? Da. Dar deputații și miniștri și viceministri trebuie controlați la intrare în Parlament. Dacă are gentuța mai scump de $100, să o lăsă acolo la poartă. Și asta centrul CNA-ul trebuie să ocupe în fiecare zi. Da, noi o să sprijinim candidatura domnului Flocea, este o persoană pregătită. Noi dorim să creăm cu toți împreună o atmosferă de insuport a oricăror fenomene negative. Și eu nu cred că noi am să fim în stare să stricăm, să demolăm tradițiile naționale, dar să facem ca fiecare care ocupă o funcție oricare să aibă o leacă de soveste. Dar dacă un om este capabil să lucrează, să construiască o casă, să nu umbli pe magare, dar să umbli cu mașină, noi trebuie să salutăm. Principalul să fac chestia asta cinstit. Mulțumesc. Da, mulțumesc mult. E important să-i aducem pe toți cetățenii să poată să meargă cu mașină și să aibă bunăstare cum scade, ca să trăiască, să aibă toți o viață decentă. Mulțumesc. Următoarea întrebare, domnul Alaibu. Mulțumesc. Domnule Flocea, noi mai avem și un asemenea fenomen, cum ar fi donațiile fictive pentru partidele politice. Cum asta se întâmplă, masiv, cu hurta lumea semnează că ar fi donat, ar fi făcut donații, oamenii nu plătesc, banii aterizează curăței, de unde nu se știe, pe conturile partidelor, absolut legal deja. Mai mult ca atât, am avut și probe vreun an în urmă din partea Partidului Democrat, activiști, care acum ne dau în fiecare zi, la fiecare ședință, ne dau lecții de transparență și de democrație. Vă rog să vă expuneți care este viziunea dumneavoastră și care sunt planurile dumneavoastră vis-a-vis acest subiect. Spălarea de bani intră inclusiv în competența CNA-ului. Mulțumesc, răspunsul vă rog.
Da, mulțumesc, domnule deputat. Într-adevăr, articolul din Codul Penal cu referire la spălarea banilor face parte din competența Centrului Național Anticorupție. O să depunem cu colegii din instituții toate eforturile ca în permanență să monitorizăm astfel de situații, inclusiv a celor de spălare de bani în procesul electoral, și o să ne străduim de fiecare dată să, în caz când avem probe concludente că acești bani sunt iliciți, să atragem la răspundere persoanele vizate. Mulțumesc. Mai aveți, domnul Laibu, o întrebare? Nu aveți. Următoarea întrebare, domnul Grosu, Igor. Mai puțin întrebare, cât o doleanță. Haideți, colegi, să nu ne acoperim cu tradițiile moldovenești în a acoperi mita și veniturile ilegale. Eu nu cred în cumătrii cu finalizare 50.000 de euro, 100.000 de euro. Am făcut și eu cumătrii, am 3 copii, dar credeți-mă, la mine participanții erau tare modești, eu dacă putem să ne acoperi cheltuielile care le făceam pentru... Așa că vă rog frumos, mai... eu când văd procurori cu declarații de venit, judecători, la cumătrii sau la nuntă, la zi de naștere, e așa fenomen, zi de naștere, câte 50.000 de euro, domnule, și umageat așa sofisticat procurorul acela. Și la copil. Așa că vă rog frumos. Da, mulțumim. Următoarea întrebare, domnul Reniță Iuri. Mersi. S-a făcut referire la verificarea spălării de bani la un partid. Domnule candidat, veți procede și la alte partide? Sau doar la un partid? Stimate domnule deputat, în fața legii toți sunt egali, fie că e persoană fizică, fie că e entitate politică. Da, mulțumesc. Aveți a doua întrebare? Domnul Reniță? Da, vă doresc să procedeți în consecință și cuvântul pe care l-ați pronunțat aici în fața legii, să dea Domnul să devină și un ghid ferm de activitatea dumneavoastră. Mulțumim. Următoarea întrebare, domnul Vov Cliviu. Eu vreau să-l întreb la domnul Bolea, aveți întrebări, ori să-l așez pe loc? Nu, la... Domnul Boler, vă rog să luați loc, o să răspundă candidatul. Mulțumesc, domnul președinte. Da, vă rog, domnul Vov. Domnul președinte, eu să am două întrebări, dar prima este de protocolul, pentru că domnul Flocea, în Parlament este un obicei atunci când se inițiază comisii de anchetă, fiecare membru declară propria răspundere dacă nu este conflict de interese. Cred că știți și dumneavoastră și societatea civilă că s-au scris multe animozități în presă referitor la apartenența dumneavoastră politică și aici aș dori să întreb pe dumneavoastră dacă există un conflict de interese sau dacă ați avut apartenență politică în ultima perioadă de timp sau în general dacă ați avut apartenență politică. Da, vă rog răspunsul. Domnule deputat, declar pe proprie răspundere că nu am careva apartenență politică și nu am avut în practica mea, deci până la ziua de astăzi, nu am fost membru al căruiva partid politic și, de asemenea, nu sunt în conflict de interese cu careva persoane la care v-ați referit dumneavoastră. Da, mulțumesc. Aveți a doua întrebare, domn Vovc, vă rog. A doua întrebare este mai mult o rugăminte. Pentru că recent a fost inițiat un dosar de către CNA referitor la ceea ce se întâmplă la nivel de silvicultură în ocolul Silvic Chișinău. Au fost arestate mai multe persoane, au fost depistați bani, dar din cauza că aceste instituții încă nu erau funcționale, cineva juca interesul. Oamenii care au fost arestați deja au ajuns în arest la domiciliu, adică se încearcă mușamalizarea cauzei. Știu foarte bine din cunoștință de cauză că inspecțiile sunt stopate intenționat. Din această cauză rog să vă informați și să vedeți care sunt persoanele cu interese, cei care stopează deja de 2 luni aceste inspecții pentru a salva pielea unor persoane murdare. Da, vă rog răspunsul. Da. În caz dacă o să primesc mandatul Parlamentului și o să ajung în funcție de director al Centrului Național Anticorupție, aveți promisiunea mea că o să încerc din dată să mă documentez pe acest caz și o să vin cu un răspuns în scris la interpelarea dumneavoastră. Da, mulțumesc. Domnul Vovc, mai aveți o întrebare? Nu, mulțumesc. Următoarea întrebare, domnul Perciundan.
Domnul Flăcea, bună ziua. Eu aș vrea să vă întreb, ținând cont de speculațiile care sunt în societate, cum o să le răspundeți dumneavoastră celor care spun că funcția pe care o dețineți la moment în cadrul președinției v-ar face cumva vulnerabil la eventuale presiuni politice care ar putea să fie exercitate asupra dumneavoastră pentru a interveni, eu știu, sau nu a interveni pe anumite dosare? Ce le-ați răspunde cetățenilor care au o asemenea percepție la moment astăzi? Da, mulțumesc. Vă rog răspunsul. Domnule deputat, eu pe parcursul întregii activități a mele de 18 ani în calitate de funcționar public, din totdeauna am pus pe prim plan supremația legii, așa că și aici, în aparatul președintelui, în calitate de secretar general, în permanență m-am condus doar de prevederile legislației în vigoare, indiferent de care ar fi viziunile anumitor actori politici. Da, mulțumesc. Mai aveți o întrebare? Vă rog, a doua întrebare, domnul Perciun. Domnul Flăcea, ținând cont de faptul că dumneavoastră aveți o vastă experiență în combaterea și prevenirea corupției în educație, aș vrea să vă întreb dacă aveți o viziune și careva soluții pentru a reduce fenomenul plăților informale în educație, care cred că îi deranjează pe o mare parte din cetățenii Republicii Moldova. Răspunsul, vă rog. Domnule deputat, încă în perioada când dețineam funcții în cadrul Centrului Național Anticorupție, într-adevăr, subdiviziunea pe care o conduceam era responsabilă de monitorizarea fenomenului corupțional în domeniul educației. Am inițiat atunci cu colegii anumite discuții în legătură cu aceste plăți informale în instituțiile, în genere, în sistemul învățământului. O să încerc să văd la ce etapă se află ele, dacă au, până în prezent, au evoluat și o să încercăm în coordonare cu Ministerul Educației să venim cu o poziție unică care să aducă o regularitate în acest domeniu. Mulțumim. Următoarea întrebare din partea doamnei Grigoriu Ingă. Domnul Flăcea, bună ziua. În anul 2015, domnul Chetraru, pe atunci șef al CNA, spunea că raportul Kroll, de fapt, este beletristică și că toți angajații din această instituție totul absolut știu și că ei chiar cunosc mai mult decât este descris în acest raport. Și mai ales că acest raport nu de mult a fost făcut public, întrebarea mea este una foarte simplă. Vreau să știu care vor fi primii doi pași vizând această nedreptate față de cetățenii Republicii Moldova. Da, mulțumesc. Răspunsul, vă rog. În primul rând o să solicit Procuraturii Anticorupție, care conduce urmărire penală pe acest dosar legat de furtul miliardului, să evaluăm posibilitățile actuale ale instituțiilor, ce trebuie să facem în așa mod încât această investigație să fie cât mai urgent finalizată și persoanele care se fac vinovate să fie atrase la răspundere în totalitate. Mulțumesc. Aveți a doua întrebare? Da, vă rog. Doamna Grigoriu, vă rog. Da, primii doi pași, ați expus primul. Al doilea pas care va fi? Da, vă rog răspunsul. Al doilea pas, de fapt, este unul legat de activitatea permanentă a centrului. O să întreprindem toate măsurile ca pe viitor să monitorizăm această situație legată nu doar în domeniul financiar-bancar, dar și în alte domenii, ca să nu permitem să mai existe astfel de pete negre în istoria Republicii Moldova. Da, mulțumesc. Următoarea întrebare, domnul Slusăr. Ceva cu microfon, da? Se aude. Stimate domnule Flocea, în scurt timp, sperăm noi, vor avea loc reforme profunde în domeniul justiției și este posibil ca și Centrul Național Anticorupție urmează să fie reformat. Întrebarea mea așa, că nu, cum vedeți dumneavoastră acest lucru, că peste o lună, două luni, ceva pot fi schimbări instituționale la această instituție foarte importantă și dacă cumva nu vă deranjează acest lucru? Mulțumesc, răspunsul, vă rog. Stimate domnule deputat, vreau să menționez că eu am fermă convingere că Parlamentul Republicii Moldova nu poate să primească careva decizii legate de instituțiile vizate în lupta și combaterea, lupta cu corupția, decât înspre îmbunătățirea acestui sistem. Vreau să vă informez că toate tratatele internaționale și prevederile internaționale în domeniul luptei cu corupția
au cerut de fiecare dată Republicii Moldova ca subiect care a ratificat aceste acorduri, ca în Republica Moldova să existe entitate separată pentru lupta cu corupția, și eu pledez și pe această cale vreau să rog deputații să nu desconsidere capacitățile Centrului Național Anticorupție, fiindcă este o instituție care deja are practic 17 ani de activitate, s-a investit foarte mult în capacitățile acestei instituții, inclusiv cu suportul partenerilor externi. S-au creat softuri performante de expertizare, de prevenire, de analiză. Deci eu consider că instituția Centrul Național Anticorupție are dreptul la un viitor și el își va reafirma rolul său de subiect principal în prevenirea și combaterea corupției în Republica Moldova. Mulțumesc. Domnul Slusăr, aveți a doua întrebare? Nu este. Următoarea întrebare, domnul Bătrânce. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, cred că trebuie să mulțumim din numele Parlamentului Comisia Juridică că totuși s-a realizat un volum de lucru. Întreaga societate, tot poporul Republicii Moldova a avut posibilitatea să urmărească online acel concurs. Bineînțeles, procesul democratic, democrația niciodată nu este perfectă, trebuie îmbunătățită, trebuie să dezvoltăm această transparență și să demonstrăm întregii societăți că concursurile publice au loc în Parlamentul Republicii Moldova. Și cu toții am avut posibilitatea să urmărim că concursul a fost competitiv, au fost mai mulți candidați și am avut cu toții absolut posibilitatea să ne convingem că a câștigat concursul cel mai pregătit candidat, cel mai competent, profesionist, și aici chiar pot să vă zic, în discuții private cu deputații din Parlament, absolut toți au confirmat acest lucru, că să nu existe diferite, mă rog, manipulări opiniei publice. Într-adevăr, domnul Flocea s-a prezentat ca cel mai competent om, cu cea mai bună experiență și prestație, și de aceea, bineînțeles, că fracțiunea Partidului Socialiștilor va susține numirea domnului în funcție de director la Centrul Național Anticorupție. Iar domnului Flocea transmitem un mesaj foarte clar, că întreaga societate așteaptă ca justiție, Centrul Național Anticorupție să devină o instituție veritabilă, activă, care să răspundă așteptărilor oamenilor și să vedem că acele dosare care sunt instrumentate se duc la bun sfârșit. Bineînțeles că ține și de conlucrarea cu procuratura, cu există instanțele de judecată, însă din rapoarte precedente am văzut că deseori informațiile care au fost acumulate pe cale operativă, dosarele până la urmă, cu părere de rău, doar nu s-au finalizat cu sentințele în instanțele de judecată. Vrem să dorim domnului Flocea mult curaj, deschidere, transparență și, bineînțeles, să răspundă așteptărilor societății. Fracțiunea Socialiștilor va susține numirea domnului în funcție. Mulțumesc. Da, mulțumesc, stimați colegi, nu mai avem altele întrebări. De ce invit la tribună Comisia Juridică, Numiri și Imunități, domnul Litvinenko, vă rog. Stimate domnule președinte, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră raportul asupra proiectului hotărârii Parlamentului privind numirea în funcție director al Centrului Național Anticorupție, proiectul numărul 158 din 29 iulie 2019. Comisia Juridică a examinat acest proiect care a fost prezentat cu titlul de inițiativă de către un grup de deputați și a constatat următoarele. Proiectul de hotărâre propune numirea domnului Ruslan Flocea în funcție director al Centrului Național Anticorupție pentru un mandat de 5 ani. Conformitate cu prevederile articolului 8 alineat 3 din legea numărul 1104 din 2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție, candidatul la funcție de director este selectat pe bază de concurs organizat de Comisia Juridică Numiri și Imunități a Parlamentului. Comisia Juridică Numiri și Imunități menționează că la data de 26 iunie 2019, în ședința sa a decis inițierea concursului pentru candidatul la funcția de director al Centrului Național Anticorupție. La data de 22 iulie 2019, Comisia Juridică s-a întrunit într-o ședință închisă unde a studiat dosarele candidaților care au depus inițial actele pentru a participa la concurs. Urmarea studierii acestor dosare la partea finală a interviului au fost admiși 9 candidați, după cum urmează
Guțan Veceslav, Moisei Vitalie, Gorea Dorin, Țărnă Cristina, Maimescu Sava, Flocea Ruslan, Macovei Gheorghi, Verepceanu Vitalie și Karmanovici Alexandru. Drept urmare, la data de 29 iulie, în ședință publică, cu participarea mass-mediei, cei 9 candidați au fost audiați de comisie, fiind prezentate de către fiecare din ei conceptul de management și dezvoltare instituțională a Centrului Național Anticorupție. De asemenea, fiecare candidat a răspuns la 3 întrebări din partea comisiei, care aveau drept scop scoaterea în evidență a competențelor manageriale ale candidaților în ceea ce privește luarea deciziilor, soluționarea problemelor care pot să apară în exercitarea funcției. În rezultatul efectuării controlului pentru funcția de director al Centrului Național Anticorupție a fost declarat nevigător domnul Ruslan Flocea, urmare a sumei punctajelor tuturor membrilor a Comisiei Juridice și Numiri și Imunități, care au și avut calitatea de membri a Comisiei de Concurs pentru selectarea directorului CNA. Potrivit articolului 8 alineat 1 din legea Centrului Național Anticorupție numărul 1104 din 2002, directorul centrului este numit în funcție de către Parlament cu votul majorității deputaților aleși. În rezultatul examinării, membrii Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, cu votul majorității membrilor săi, au decis să propună Parlamentului spre examinare și adoptare proiectul de hotărâre numărul 158 din 29 iulie 2019. Mulțumim, domnul președinte a comisiei. Întrebări nu aveți, vă rog să luați loc. Stimați colegi, la acest subiect avem o luare de cuvânt. S-a înscris domnul Octavian Țicu în calitate de deputat. Vă rog. Stimată doamnă președinte, stimați deputați și dragi concetățeni, grecii antici ziceau că adevărul umblă întotdeauna cu capul spart și eu am umblat cu capul spart și la propriu și la figurat. Mai ușor să ții capul spart după box decât după lucrurile care se întâmplă. De aceea eu de data asta o să-mi asum acest cap spart, tocmai din dorința, pentru că asta este identitatea mea. Eu altfel nu pot să fiu. Noi nu trebuie să prostim pe nimeni acum. Eu pur și simplu vreau să întreb Partidul Socialiștilor de ce a fost nevoie de tocmai de acest om, care știm foarte bine că este apropiat, președintele Igor Dodon. Chiar frica lui Igor Dodon este atât de mare încât nu s-a putut organiza un concurs cinstit, onest. Era o chestie atât de elementară, în care să dispară aceste discuții. Eu am venit să spun că nu voi vota candidatura domnului Flocea din două motive. Unul, dintr-un motiv al intelectualului care și-a asumat întotdeauna această luptă pentru un stat de drept și pentru reguli de democrație foarte clare. De această afiliere politică în cadrul justiției nu vreau să-mi asum nicio responsabilitate. Am votat ieri cu ochii închiși un procuror general interimar, care nu l-am văzut nici în Parlament măcar, și dau dreptate deputaților democrați. Era o chestie de respect elementar care trebuia să fie față de acești deputați. Mă bucur că domnul Flocea a avut acest curaj și a venit. Deși aș fi vrut să-l văd și în cadrul fracțiunii să avem discuții. Dar eu pentru domnul Flocea nu voi băta ca etnic român acestei țări. Pentru că eu sunt om al loialităților. Și eu, domnul Flocea, v-am studiat dosarul foarte bine, m-am uitat și mă întreb și vă întreb și pe dumneavoastră, cum este posibil un absolvent la Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București să ajungă secretar al aparatului președintelui Dodon?
O întrebare fundamentală care unora vi se pare foarte banală, așa? Dar pentru mine este o chestiune fundamentală de loialitate. Pentru că este un sindrom homo-moldovanus post-sovietic care ne domină această identitate. Un respect față de, lipsă de respect față de contribuabil român, față de alma mater, față de guvernul român. Și domnul Flocea, vă urez succes în această deloc ușoară misiune pe care o aveți. Să mă faceți să regret faptul că nu v-am votat prin acțiunile pe care o să le întreprindeți, pornind și de la modelul DNA românesc care s-a făcut remarcabil întreaga Europa și să aveți în gând anii de studii pe care i-ați petrecut la Academia de Poliție Alexandru Ancuza din București. Domnul Țicu, vă mulțumim foarte mult pentru acest discurs. Eu sunt sigură că dumneavoastră să aveți nu un singur regret. Mulțumesc mult, stimați colegi, acum... Stimați colegi, acum... Lumea își mai schimbă opiniile după faptele oamenilor, fiindcă emoțiile sunt emoțiile, dar lumea își mai schimbă opiniile. Dar eu nu mă adâncesc în comentarii. Stimați colegi, acum supun votului... Da, domnul Carp, vă rog. Pentru stenogramă. Pentru stenogramă. Eu am să iau în considerație opinia doamnei prim-ministru care a afirmat public că nu este bine ca un consilier a unui președinte sau prim-ministru sau a președintelui Parlamentului să participe în asemenea concursuri și eu nu voi participa la acest vot. Mersi mult. Mulțumesc, aveți tot dreptul, noi vă respectăm opinia dumneavoastră și viziunile dumneavoastră. Stimați colegi, acum, conform propunerii Comisiei Juridice Numiri și Imunități, propun pentru a fi aprobat inițiativa sub numărul 158 din 29 iulie 2019 privind numirea în funcție de director general, director al Centrului Național Anticorupție, domnul Ruslan Flocea. Cine este pentru, rog să votați. Rog numărătorii să ne dea rezultatele. Sectorul 1, 27. 27, sectorul 1. Sectorul 2, vă rog. 27. 27, sectorul 2. Sectorul 3, vă rog. Sector 3, 18. 18, sectorul 3. Cu 72 de voturi, domnul Ruslan Flocea este numit în funcție de director a Centrului Național Anticorupție. Domnul Flocea, felicitări, dar înainte de toate, stimați colegi, conform articolului 8 din legea cu privire la Centrul Național Anticorupție, directorul ales numit în funcție de către Parlament, depune jurământul în fața Parlamentului. Domnul Flocea, vă rog, la tribuna centrală. Jur să respect cu strictețe Constituția și legile Republicii Moldova. Să îndeplinesc conștiincios obligațiile ce îmi revin, să apăr ordinea de drept, drepturile și libertățile omului, interesele generale ale societății și ale cetățenilor Republicii Moldova de a trăi și de a se dezvolta într-un mediu liber de corupție. Stimată doamnă președinte Parlamentului, stimați deputați, vă mulțumesc pentru încrederea acordată. O să depun tot efortul care depinde de mine ca rezultatele instituției, mandatul cărei mi-ați permis să o conduc, să fie în strictă conformitate cu legislația. Domnul Flocea, felicitări pentru numirea în funcție. Noi vă urăm succes și să nu uitați nici pentru un minut, fiindcă
numit în această funcție de către Parlamentul Republicii Moldova cu majoritatea voturilor, dumneavoastră ați depus jurământul în fața poporului Republicii Moldova. Și asta doar să va fi călăuză în activitatea dumneavoastră. Vă dorim succes! Stimați colegi, mergem mai departe pe ordine de zi. Următorul proiect de lege este proiectul numărul 36 din 29 martie 2019, lectura a doua, proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative. Vă rog, domnul Litvinenko, Comisia Raportare, la tribună. Stimată doamnă președinte, stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră raportul la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative, proiectul numărul 36 din 29 martie 2019, lectura a doua. Este vorba de proiectul de lege care prevede anularea sistemului electoral mixt și revenirea la sistemul electoral proporțional. Comisia Juridică, Numiri și Imunități a examinat proiectul de lege numărul 36 din 29 martie 2019 pentru modificarea unor acte legislative, inițiativă legislativă a unui grup de deputați și comunică următoarele. Proiectul de lege are ca scop principal anularea sistemului electoral mixt și revenirea la sistemul electoral proporțional pe liste de partid. Proiectul de lege a fost avizat de către comisiile permanente ale Parlamentului, Direcția Juridică a Secretariatului Parlamentului și Centrul Național Anticorupție. De asemenea, în cadrul examinării proiectului pentru lectura a doua, membrii comisiei s-au pronunțat asupra tuturor amendamentelor și propunerilor înaintate la proiectul de lege, decizia comisiei fiind prezentată în sinteza amendamentelor, care este parte componentă a prezentului raport. În rezultatul dezbaterilor asupra proiectului de lege, Comisia Juridică, Numiri și Imunități a decis cu votul unanim al membrilor prezenți să propună Parlamentului proiectul de lege numărul 36 din 29 martie 2019 spre examinare și adoptare în lectura a doua. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc, domnule președinte. Văd că aveți o întrebare, dar, stimați colegi, întrebarea ține doar de amendamentele care n-au fost acceptate de către comisie. Domnul Sârbu, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, am înaintat mai multe amendamente la acest proiect de lege. Unele au fost acceptate, mulțumesc comisiei, chiar au fost de îmbunătățire. Câteva amendamente n-au fost acceptate, permiteți-mi să le vociferez și să rog, doamnă președinte, să le supunem votului. Da, vă rog. La punctul 13 din sinteză, cu referire la articolul 41 alineatul 3 din codul electoral, se propune excluderea literii C, ceea ce se referă la interdicția de finanțare străină a campaniilor electorale. Am menționat că această excludere este prematură la moment, din simplu motiv că, atenție, Partidul Democrat și noi nu suntem împotriva faptului ca cetățenii Republicii Moldova să poată să financeze partidele sau campaniile electorale. Categoric nu. Toți cetățenii au dreptul să financeze. Doar că ceea ce dumneavoastră propuneți, să dați dreptul cetățenilor de pe hotare să financeze partidele și campaniile, mecanismul nu este dus până la bun sfârșit, deoarece ei ar putea să financeze, doar că noi ar trebui să verificăm proveniența banilor. Închipuiți-vă acum, domnule coleg, un cetățean de-al nostru sau o mie de cetățeni de-al noștri, fie de la Moscova, fie de undeva din altă parte, finanțează cu 10 de mii de lei, cu 10 de mii de lei, nu știu, Bahamas și în altă parte, finanțează cu 10 de mii de lei un partid și ei spun că-s banii lor. Doar că noi nu avem nicio certitudine că sunt bani într-adevăr legali proveniți ai acestor cetățeni de-ai noștri. De ce și noi am menționat, și a fost și raportul Greco și raportul Comisiei de la Veneția, care a spus, este ok să aveți un mecanism de finanțare străină, doar că să găsiți un mecanism de verificare a proveniențe legale acestor bani. De ce eu și-am spus, nu puteți doar să excludeți acest punct din lege, dar haideți să găsim un mecanism ca cetățenii să poată finanța, dar doar cu anexarea. Domnul Sârbu, vă rog încă 10 secunde.
Să găsim, nu este întrebare, este amendament. Eu vă rog frumos să supuneți votul acest amendament, să nu ne grăbim cu această excludere până nu găsim un mecanism ca cetățenii să poată justifica proveniența banilor, fie printr-o factură bancară și mai departe, deoarece ne vom trezi mâine că vom avea finanțări străine din la servicii secrete al altor state și nu vom ști cum să verificăm prin intermediul cetățenilor și străini care lucrează psihotare. Vă mulțumesc. Da, mulțumim, domnul Litvinenko, vă rog. Trei chestiuni. Domnule Sârbu, uitați-vă, în sinteza la acest proiect sunt inserate vreo 7 prevederi internaționale pe care dacă nu adoptăm acest proiect, noi îl încălcăm. Da, e vorba de recomandarea Consiliului Europei din 2003, este vorba de un aviz a Comisiei de la Veneția încă la proiectul de lege din 2015 cu la finanțarea partidelor prin care voi ați interzis diasporii să voteze. Este vorba de observațiile observatorilor OSCE din 2015, este vorba de un recent aviz al Comisiei de la Veneția din 2017 prin care spun că este absolut contrar tuturor standardelor internaționale să interzici propriilor tăi cetățeni, da, care locuiesc temporar în afara țării, să participe la viața politică a țării. Deci în sensul ăsta lucrurile sunt foarte clare. Dacă nu adoptăm un astfel de proiect, noi încălcăm prevederile pe care le-am menționat. Doi, legat de ca să vină cineva din Miami și să finanțeze un partid. Deci ăsta din Miami nu va putea finanța partidul pentru că în lege este indicat expres maxim 3 salarii medii exclusiv prin transfer. Tipul din Miami nu poate face transferuri bancare, el poate aduce bani doar cu sacul. Da? Respectiv nu aveți nicio șansă ca ăsta din Miami să vă finanțeze partidul în continuare. Deci argumentele sunt foarte clare legate de cum să facem așa încât să nu existe bani murdari în politică. Este foarte clar și nu doar la, cu referire la donațiile din diaspora, este în raport și cu alte prevederi care țin de finanțarea partidelor din acest proiect. Deci noi reducem până la 6 salarii medii maximum cuantumul donațiilor persoanelor fizice și până la 12 salarii medii pe economie donațiile maximale din partea persoanelor juridice. Deci, e clar, nu mai poți aduce saci cu bani în politică. Plus, evident că vom cere și organelor competente să verifice pe bune, să verifice în fond în ce măsură partidele din Republica Moldova și aici au existat foarte multe informații cu referire la un partid care, în care oamenii au recunoscut că nu au donat niciodată bani și pur și simplu au semnat pentru formal că ar fi acești donatori. Foarte recent un fost prim-ministru a declarat că a existat un personaj care a finanțat acest partid, numai că noi când ne-am uitat în rapoartele financiare, el nu apare ca donator nici măcar cu un leu. Da? Ca să răspund concret la întrebarea dumneavoastră, nu există absolut niciun risc pentru că legea prevede remedii foarte clare pentru a combate temerile dumneavoastră. Transfer bancar exclusiv folosim pentru ca diaspora să poată dona partidelor. Domnul Litvinenko, mulțumim. Acum supun, da, vă rog, o precizare că eu am vrut să spun votului. Da, vă rog, o scurtă precizare, deoarece am fost vizați dumneavoastră prin acest amendament, nu dați posibilitatea cetățenilor străini să finanțeze, dar mai deschideți încă o portiță pentru banii murdari, doar că deja de peste hotare, dacă nu aveți un mecanism, și noi nu suntem împotriva recomandărilor internaționale, doar că recomandările v-au spus să găsiți un mecanism, voi nu l-ați transferul găsit, bancar exclusiv, domnule. Doar prin stimați colegi, terminați polemică. Eu vă rog polemică. Să supuneți votul. Voi juriști și 10 opinii aveți. Se supune votului amendamentul propus de domnul Sergiu Sârbu, care a fost fixat în stenogramă. Cine este pentru, vă rog să votați. Nu a întrunit numărul necesar de voturi. Mulțumesc. Următorul.
Domn Bătrânce, vă rog. Da, vă mulțumesc, doamnă președinte, de procedură și pentru stenogramă, că după unele discursuri și întrebări apar pe urmă în presă diferite speculații și cuvinte foarte tari despre finanțare din afara țării. Domnule Tinencu, am o întrebare către noi ca și autor la acest proiect de lege și ca la președintele Comisiei Juridice. Dacă noi să fim principiale, așa cum insistă colegul din sectorul 2, spuneți-ne, vă rog, dacă noi așa de retrăim că finanțarea partidelor să fie foarte transparentă, cu toți îi dorim. Dacă un partid politic strânge bani pentru campanie electorală și impune agenții economici să doneze în casa partidului și un partid politic adună 40 de milioane de euro pentru fondul electoral a partidului pentru diferite cheltuieli din umbră și toți agenții economici din țară sunt nevoiți să achite acești bani și strâng pentru un partid 40 de milioane de euro. Spuneți-mi, vă rog, ce prevede legislația în vigoare și cum ar trebui să fie sancționat acest partid politic? Legea partidelor, și codul electoral și legea partidelor politice interzice expres atât donațiile anonime cât și donațiile prin intermediul terților, da? Ori în cazul lor formal, din punct de vedere formal, vorbim de donații prin intermediul terților. Da? Legea prevede diferite sancțiuni, inclusiv, din cât eu mi-aduc aminte, lipsirea de finanțare din bugetul de stat pentru astfel de abatere. Evident că în măsura în care există și latura penală aici, organele abilitate ar putea să se expună și cu referire la alte aspecte, dar care nu ar fi reglementate deja de legislația care se referă la partidele politice, dar inclusiv legislația penală. Da, mulțumim. Următorul amendament, domnul Țurcan Vladimir. Da, vă mulțumesc. Noi la ședința comisiei foarte mult am discutat referitor la un subiect foarte sensibil. Mai mult ca atât, eu fiind alistatura precedentă, președinte Comisiei pentru Drepturile Omului, la propunerea comisiei a fost acceptată deci prevederea și anume respectarea prezenței în listele concurenților electorali numai puțin de 40% a reprezentanților ambelor sexe. Eu subliniez, este vorba de reprezentarea ambelor sexe, nu doar, nu știu de ce, mult se vorbește doar despre doamne. Au prioritate. Deci, actualmente, dumneavoastră ați înaintat un amendament care prevede că nerespectarea în articolul 49, la articolul 49, alineat 9, că nerespectarea acestui criteriu o să ducă ca consecință după sine excluderea de către Comisia Electorală Centrală acestui concurent deci din campania electorală. Opinia noastră, la comisie noi am expus-o, colegii mei respectiv, că deci nu poate fi acceptată așa fel de abordare. Și anume, noi am propus ca cei care nu respectă acest procentaj să fie sancționat financiar, și anume să fie lipsiți de dreptul de a fi finanțați din bugetul de stat. Și invers, cei care depășesc acest procentaj să fie stimulați, și anume încurajați, să fie finanțați suplimentar. Dumneavoastră ați făcut referință la faptul că așa fel de prevedere este în acest cod care este astăzi în vigoare pentru alegerile locale, dar noi înțelegem foarte bine că această normă încă nici n-a fost aprobată în practică, deoarece alegerile locale doar se apropie. Și noi să nu ne trezim într-o situație când, cu regret și în sate la noi, sunt situațiile când ba sunt doar majoritatea doamnelor, ba sunt majoritatea bărbaților. Și nerespectarea aceasta, deci o să aducă la excluderea concurenților din scrutinul electoral. Deci da, mulțumesc. Eu în vă rog acest răspuns. Sens vă rog să totuși ne întoarcem la această problemă. Stimați colegi, într-adevăr noi am discutat foarte mult în cadrul comisiei.
au existat anumite raționamente în sensul în care dumneavoastră ați menționat, doar că eu vreau să reamintesc aici tuturor că, într-adevăr, în privința alegerilor parlamentare, o astfel de normă expres în codul electoral nu există. Doar că, cu toate acestea, fiecare partid, în cadrul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, a respectat în totalitate această cotă de 40% și vă asigur că nu s-a gândit nimeni că hai să facem așa ca să luăm mai mulți bani. Sau ca să... Deci există articolul 7 de legea privind egalitatea de șanse și acest articol a fost interpretat de absolut toți concurenții electorali, de la primul până la ultimul, în sensul în care dacă nu respecti această cotă de 40%, nu vei fi înregistrat. Sau chiar, de exemplu, la modificări, dacă faci modificarea în lista electorală, la fel ai putea să nu ți se fie înregistrate modificările. Noi în acest proiect de lege, pe lângă această cotă, noi mai introducem o prevedere legată de obligativitatea ca la fiecare 10 candidați să existe cel puțin 4 femei, normă care va fi pusă în aplicare începând cu următoarele alegeri, adică nu se va aplica în cadrul acestor alegeri, dar din punct părerea mea personală că noi trebuie să lăsăm această prevedere și nu degeaba am făcut acest amendament. Eu consider că în situația în care partidele vor respecta cota de 40%, în egală măsură vor putea să respecte și această cotă ca să fie un anumit număr de femei obligatoriu în aceste 10 persoane. Acum, nu știu, sub aspectul efectelor, sigur că există un punct de vedere că dacă sancțiunea este de a lipsi de finanțare, s-ar putea poate partidele să fie încurajate pentru a pune femei în listele electorale. Pe de altă parte, există un alt punct de vedere care spune că dacă nu intervii un pic mai ferm, respectiv, dacă nu scrii că dacă nu o respecti, lucrul ăsta are ca efect neînregistrarea sau excluderea eventuală în funcție de momentul când se face această modificare. Eu sunt, totuși, părerea mea personală că noi trebuie să păstrăm ceea ce s-a aprobat încă în 2015 cu privire la necesitatea totuși a respectării acestei cote. Da, mulțumesc, domnul Țurcanu. Includeți, vă rog, microfonul domnului Țurcanu. Da, mulțumesc. Într-adevăr, în 2016, în legea cu privire la egalitatea șanselor, a fost introdusă această privedere, doar că să fie respectată. Punct. Ce ține de articolul 24.1 din această lege, e prevăzut că nerespectarea aduce după sine, deci răspunderea în conformitate cu legislația. Iarăși, punct. Doar în codul electoral, în redacția până la modificarea din 2017, da, deci au fost prevăzut anume sancțiunea aceasta despre care eu deja am spus, anume sancțiunea financiară, care a dispărut și eu încă o dată repet, nu este vorba de femei sau bărbați. La noi, ca un exemplu, eu nu vreau să numesc satul concret, dar la comisie v-am spus, doamna care este astăzi posibil candidat la primărie, a spus, domnul Țurcan, la mine în primărie, în sat, majoritatea sunt doamne și la mine în listă, precis că vor fi 90% doar doamne. Bărbați nu, plecați peste hotare, cu regret. Și în cazul dat se primește că acest concurent electoral va fi exclus. Asta e realitatea. Deci eu, mă rog, dacă nu sunt alte opinii, aș propune ca să fie pus la vot acest amendament care a fost propus de către domnul Litvinenko, ca să fie deci exclus concurent electoral în caz dacă n-a respecta această cotă. Stimați colegi,
Da, vă rog. Da, domnul Păpșoi, vă rog. O scurtă explicație de oportunitate. Atât timp cât se propune ca alternativă lipsirea partidului X sau Y de toți banii de la bugetul de stat pentru încălcarea acestei prevederi, eu nu cred că va exista nici măcar un partid care va încerca să facă chestia asta. Atunci, dacă acest lucru nu se întâmplă, de ce să nu lăsăm și prevederea în cauză? Prevederea în cauză este doar o măsură de asigurare. Eu nu cred că va exista, așa cum nu a existat niciun partid la legile precedente, care au încălcat cota, așa cum spune colegul Litvinenko, nu va exista niciun partid la legile următoare, care va risca toți banii de la bugetul de stat să fie luați pentru încălcarea prevederii date. De aceea, ca o măsură de asigurare în plus, astfel încât toți apărătorii drepturilor omului, așa, femeilor și comunitatea internațională, să aibă certitudinea că noi abordăm problema asta serios, temeinic. Pentru că nu există niciun partid care va risca să piardă, când vorbim de un partid mare, în primul rând, acele câteva milioane de lei pe care se bazează activitatea partidelor, ei nu vor risca. De ce e bine să rămână prevedere, astfel încât să arătăm cu adevărat seriozitate în domeniul promovării femeilor în politică. Mersi. Da, mulțumesc. Asta a fost o opinie expusă de fracțiunea PAS. Eu vă rog, fracțiunea DA. Domnul Slusăr, vă rog. Trebuie să îndrept toate fracțiunile și apoi... Stimată doamnă președinte, noi, în opinia noastră, totuși, nu este... Noi tot avem cazuri când o să fie nevoie de protejat bărbații. Și... Nu știu, mi se pare că e logic să acceptăm, să promovăm pe doamnele, fără doar și poate. Dar în situația în care este acum Republica Moldova, mi se pare că e nevoie ca să fim atenți și să nu ajungem la lucrurile artificiale, la niște lucruri când o să fim nevoiți cumva să căutăm ieșirea din situație în detrimentul calității. Da, mulțumesc. Rog opinia fracțiunii Partidului Democrat. Da, vă rog, domnul Diacov. Noi de razul ăsta susținem pe domnul Slusăr și sprijinim ideea că atunci când este vorba de doamne, să fie tot de bun voie. Da. faceți caz din necaz. Domnul Diacov, eu chiar n-am înțeles ce susțineți dumneavoastră. Domnule Diacov, eu cred că deja faceți-vă referință la organele competente, pentru dumneavoastră mai aveți naraburi din astea. Cred că ați fi chemați pentru a da explicații pentru declarații cu caracter sexist. Așa că mai bine cereți-vă scuze de pe acum. Domnul Litvinenko, nu intrați în polemici. Vă rog, domnul Diacov, să precizați, fiindcă a fost propunerea... Da, domnul Diacov. Eu l-aș sfătui pe domnul, e de vreme încă să începe a citi morală la deputați de la tribună, cam obraznic asta, sună de la tribuna Parlamentului. Mai bine cereți să vă scuze de pe acum. Eu am spus foarte clar, noi sprijinim propunerea care a fost înaintată de domnul Țurcanu și, într-adevăr, obligativitățile de genul ăsta duc numai la complicații. Dacă PAS are posibilitatea să pună 80%, cine trebuie să-i încurce? Poftim, puneți 80%. Dacă într-un raion sau altul, în dependență de situația de acolo, un partid are posibilitatea, dar în celălalt nu are posibilitatea. De ce noi trebuie să creăm această obligativitate? Ați creat în 2015, nu, ați votat legea, grijă, domnule Diacu. Nu aveți grijă, Partidul Democrat primul a semnat aceste angajamente și angajamentul și prevederea în lege care este astăzi actuală este promovată la inițiativă Partidului Democrat. Așa că ești învață, citește legislația în vigoare. Poate peste un timp o să te ascultăm. Stimați colegi, hai vă rog să nu deviem de la ceea ce discutăm.
fiindcă în ceea ce discutăm în polemicile astea dumneavoastră tuturora, nu este clar ce trebuie să votăm. De ajuns că juriștii nu s-au înțeles la acest subiect, eu rog fracțiunea socialiștilor, domnul Bătrâncea, să vă expuneți. Stimat doamnă președinte, stimați colegi, bineînțeles că subiectul nu este unul simplu și bineînțeles că avem poziții și opinii diferite și întreaga societate acum urmărește această, dacă se poate spus, polemică. Însă propunerea noastră este către autorul amendamentului, domnul Vladimir Surcan, ca acest amendament să fie examinat în următoarea sesiune, dar decizia aparține dumnealui. Domnul Surcan, vă rog. Da, vă mulțumesc. Eu am înțeles că această propunere, într-adevăr, a trezit foarte multe discuții. Având în vedere că la mine în familie jumate de doamne și jumate de bărbați. Eu în acest context, pentru ca să nu trezesc aceleași neînțelegeri sau neclarități și în alte, nu vorbesc de familie, dar în alte cercuri, inclusiv și politice, într-adevăr, la etapa aceasta, deci retrag această propunere care am înaintat-o. Dar, având în vedere iarăși că noi pentru alegerile locale, această prevedere am trecut pentru următoarele alegeri. 40% cum rămâne, 3 din 10. Da. Nu pentru acele care sunt acum pe data de 20 octombrie, dar pentru următoarele. În aceste condiții eu retrag propunerea. Da, și mai este o chestiune, stimate domnule Țurcan. În situația în care noi vom vedea toate partidele vom vedea că norma asta pe bune este inaplicabil și chiar nu pot să o realizez, noi intervenim. Noi putem să revenim. Da, da, mulțumesc, stimați colegi, propunerea domnului Țurcan este retrasă, este epuizat subiectul. Domnul Țurcan, chiar vă încurajez, eu cred că vor fi și mai multe propuneri, amendamente ulterior, la sigur, viața este viață și codul electoral de asemenea poate fi supus unor modificări. Următorul amendament vine din partea, dacă e amendament, din partea doamnei Doina German. Eu merg pe fracțiuni. Haideți să o ascult. Faceți prioritate pentru doamne. Da, doamna German, vă rog. Era la subiectul anterior. Da, este epuizat. Domnul Sârbu, vă rog. Următorul amendament? Da, mulțumesc, doamnă președinte. Am avut mai multe amendamente, deci ar fi bine să mergem pe articole, să nu sărim de la unul la altul. Și apropo, este foarte bună această discuție, deoarece dezbaterea în lectura a doua a amendamentelor se face pe articol și anume asta este o veritabilă creație legislativă care se aduc calitate. Noi cunoaștem la punctul 26 din sinteză, cu referire la articolul 58 din codul electoral. S-a acceptat doar parțial amendamentul meu, vreau să menționez, este vorba despre actele de identitate conform cărora se permite a vota. Stimați colegi, eu vă rog să fiți foarte atenți, deoarece aici chiar o abordare pur constructivă. Deoarece s-a vorbit foarte mult despre votarea în baza actelor nevalabile sau în baza altor acte peste hotarele țării. Atenție, la acest amendament, dacă nu va fi acceptat, atunci noi riscăm foarte mult să avem probleme cu regimul liberalizat de vize pentru Uniunea Europeană și chiar cu riscul de a fi anulat regimul liberalizat de vize, dacă noi vom aborda superficial acest amendament. Și vă spun din ce cauză. Propuneți, practic, prin faptul că permiteți de a participa la votare, ce țină peste hotare, doar cu buletinul de identitate, fără un pașaport valabil, asta practic promovați aflarea ilegală a cetățenilor noștri în afara țării, fără a avea un pașaport valabil. Nu întâmplător, deja de 20 de ani, stimați colegi, anume cu pașapoarte valabile se votează deoarece unicul document valabil peste hotare este pașaportul de intrare și ieșire valabil, deoarece el atestă legalitatea aflării în afara Republicii Moldova. Dacă acceptați ca să fie și cu buletinul, înseamnă că acceptați să fie cu un pașaport nevalabil. Și mai mult ca atât,
Un buletin de identitate care are valabilitate 25 de ani nu înseamnă că cetățeanul nu a pierdut cetățenia Republicii Moldova. El posibil, noi avem 90.000 de cetățeni care s-au scos de evidență, care au pierdut cetățenie, care au plecat peste hotare, ei sunt cu buletine care formal încă sunt valabile, buletinele, dar ei nu sunt cetățeni. De ce? Eu... Vă răspund, domnule Sârbu, am înțeles întrebarea. Cetățenii Republicii Moldova au putut să voteze cu pașapoarte cu termen de valabilitate expirat în alegerile parlamentare din 2005, 2009 ordinare, 2009 anticipate, 2010 anticipate, 2014 ordinare, prezidențialele din 2016 și pentru prima dată acestor cetățeni li s-a interzis să voteze la alegerile din 24 februarie 2019. Situațiile sunt diferite, domnule Sârbu. Buletinul de identitate este actul care, pe baza căruia noi propunem cetățenii din diaspora să poată vota. Nu există absolut nicio problemă de plecare ilegală din țară. Omul poate pleca cu pașaportul de intrare-ieșire și termenul de valabilitate a ăstuia expiră cât el este acolo sau pleacă cu un pașaport a unui alt stat, ceea ce este perfect legal. Deci în ziua de astăzi nu prea există, domnule Sârbu, cetățeni care s-ar afla ilegal peste hotare. Și dumneavoastră când spuneți lucrul ăsta ar trebui să fiți mai atenți, pentru că jigniți foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova care se află absolut legal în baza unui pașaport, de exemplu, românesc, bulgăresc sau rusesc în afara Republicii Moldova. Da, mulțumim pentru răspuns. Stimați colegi, supun votului. Domnul Sârbu, dar cum a sunat amendamentul dumneavoastră? Vă rog să-i dați citire ca să știm ce vrem să votăm. Da, deci noi insistăm să rămână în redacția actuală a articolului 58, așa cum a fost, în baza actelor care sunt astăzi în codul electoral, deoarece s-a introdus și buletinul de identitate și cu toate riscurile care le-am menționat. Da, mulțumim, stimați colegi, cine este pentru a fi acceptat amendamentul domnului Sârbu, rog să votați. Aici sunt doar amendamentele. Stimați colegi, după câte am văzut, nu a întrunit numărul necesar de voturi. Domnul Sârbu, mai aveți următorul amendament? Da, vă rog. Toate? Chiar și acelea care le-am acceptat? Nu, doar care nu se acceptă. Nu, acelea care s-au acceptat nou. Deci la punctul 36 din sinteză, cu referire la articolul 92 din codul electoral, cu privire la pragul de reprezentare. Stimați colegi, atunci, dacă ar fi rămas în vigoare sistemul electoral mixt, atunci când mai mult de jumate din deputați se aleg pe circumscripții uninominale, unde nu există prag și pot fi independenți, atunci pragul anterior era logic pentru liste. Astăzi, când voi reveniți la sistemul proporțional de vot, este imperios necesar de a scădea pragul de reprezentare în Parlament, în special pentru candidați independenți. De ce? Noi insistăm ca pragul pentru partide de la 6 să fie coborât la 4%, nu doar la 5, cum ați propus. Pentru blocuri electorale, pragul să fie coborât de la 8 la 6%, iar pentru candidați independenți, de la 2 la 1%. Atenție, 1% este aproximativ 26-27 de mii de voturi, independență de pragul de participare. Și eu cred că este foarte important, în special pentru candidați independenți, să le acordăm dreptul, dacă voi reveniți la sistem proporțional, să poată să candideze, să aibă șansă să acceadă în Parlament. Rog să fie supus la vot 4, 6 și 1%. Domnul președinte, vă rog să comentați și apoi supunem votul. Deci, stimat domnul președinte, într-adevăr, comisia a acceptat parțial astfel de formulă pentru partid, organizație social-politic 5%, pentru blocul electoral 7% și pentru candidat independent 2%. Bine, mă miră că tare colegul este în Parlament din 2010 și de fiecare dată a fost un susținător aprig a majorării pragului. Da, mulțumim. Prima dată
Domnul Litvinenko, vă rog, nu intrați în polemice, câte oară vă rog. N-am pronunțat numele. Sunteți din 2009? Domnul Sârbu, vă rog, stimați colegi. Doamnă președinte, atenție, acest prag de 6% pentru partide a fost stabilit încă în anii 2000, încă nici nu eram deputat în Parlament și el nu a fost schimbat niciodată. Nu confundați, vă rog frumos. Domnul Sârbu, v-am auzit. 2008. Vă rog să 2008, luna decembrie sau noiembrie. Domnilor deputați juriști, eu mi-închipui ce se întâmplă în Comisia Juridică. Stimați colegi, supun votului amendamentul domnului deputat Sârbu de ce ține de pragul electoral. Cine este pentru, rog să votați. Nu a întrunit numărul necesar de voturi. Mulțumesc, mai aveți un amendament? Da, vă rog. Vă mulțumesc. Eu cred că întreaga societate deja vede cât de mult aveți grijă. Amendamentul, vă rog, domnul Sârbu. La punctul 53 din sinteză, deci se propune un articol 95 ce ține dispoziții finale și tranzitorii. Eu, de fapt, am avut și eu o propunere la dispoziții finale și tranzitorii. Stimați colegi, în data de 26 aprilie, prin hotărârea Curții Constituționale numărul 11, s-a dat o interpretare cu referire la modificarea sistemului electoral. Curtea a spus că Parlamentul are drept să modifice sistemul electoral, nu există nicio obiecție aici, doar că a specificat că intrarea în vigoare a acestor modificări poate avea loc doar la alegerile parlamentare ordinare. Dumneavoastră acum veniți cu o altă abordare, scriți așa, că în cazul în care mandatul unui deputat ales în circumscripție uninominală se declară vacant, până la expirarea mandatului actualului Parlament, se vor organiza alegeri parlamentare parțiale care se vor desfășura în conformitate cu legislația la data adoptării prezentei legi, cu excepția raporturilor juridice ce ține de certificat de integritate, agitație și multe altele. Eu accept de principiu această abordare, doar că, atenție, nu este corect să scrim raporturi juridice ce ține de agitații, documente, trebuie să facem referire la articole concrete, deoarece raporturi ce ține de agitații le avem în vreo 17 articole din codul electoral, certificat avem în vreo 4 articole, ce ține de această normă generală, pur și simplu Comisia Electorală Centrală nu va putea să le aplice. Aici la redactare articole concrete care să fie aplicate sau nu. Și plus, când vorbim următorul mandat al Parlamentului, atunci trebuie să menționăm pentru parlamentarele ordinare care vor avea loc ca să executăm decizia Curții Constituționale. Așa o precizare, dacă să accepte. Domnul președinte, bine, vă rog. Domnul Sârbu a expus, dar ceea ce a expus, el nu este în această lege. Păi, dumneavoastră ați spus despre altceva, despre, nu știu ce, decizii a Curții Constituționale. Deci lucrurile sunt foarte clare. Într-adevăr, deci noi abrogăm sistemul electoral mixt, titlul 3 din codul electoral. Cumva nu abrogăm, dar noi vinim cu un alt titlu, cu altă formulare a titlului respectiv. Totodată propunem ca pentru perioada în care se vor vacanta sau vor deveni vacante mandatele de parlamentari în circumscripții să se organizeze alegeri, dar alegerile respective se vor organiza în condițiile legii vechi care formal nu mai există, da? Într-un fel vorbim de o ultra activitate a legii, o excepție de la regula generală, și noi spunem în felul următor că legea veche va produce efecte cu excepția situațiilor în care expres legea nouă va prevedea că se aplică ea în anumite raporturi juridice, și aici am indicat foarte clar și eu nu văd o problemă că noi nu indicăm articolele concrete, dar indicăm raporturile juridice în materie de agitație electorală. Aici vorbim, de exemplu, de revenirea la cele două zile a tăcerii sau legat de
prezentarea certificatelor de integritate. Da? Vorbim de renunțarea la aceste certificate de integritate și înlocuirea lor cu declarații proprie răspundere sau vorbim despre documentele de identificare a alegătorului, de exemplu, documentele în baza căruia un cetățean care domicilează în afara țării va putea vota. Deci, din punctul meu de vedere, nu există absolut nicio problemă și lucrurile sunt foarte clare și eu cred că Comisia Electorală Centrală va putea foarte ușor să aplice aceste prevederi legale. Mulțumim, domn președinte. Domnul Sârbu, mai aveți ceva? Gata? Mai aveți? Amendament, mai aveți? Domnul Sârbu. Am înțeles. Oricum, eu cu siguranță vă spun că nu va putea fi aplicată această urmă, dacă rămâne deci în așa formulă. Deci este pentru prima dată când Parlamentul conferă unei legi caracter ultraactiv, din cât eu cunosc. Da. Acest concept există în doctrină, dar el nu a fost aplicat. Atunci eu, dar insist să fie supus votului amendamentul prevăzut la punctul 54 din sinteză, și vin cu redacția propriu-zisă, că modificările respective ce țin de sistemul electoral proporțional se vor aplica începând cu alegerile parlamentare ordinare. Trebuie să sune exact această sintagmă ca să putem executa întru totul hotărârea curții numărul 11 din 26 aprilie. Vă mulțumesc. Mulțumim, stimați colegi, supun votului amendamentul numai citat 4 de către domnul deputat Sârbu. Cine este pentru, rog să votați. Nu a întrunit numărul necesar de voturi. Domnul Bolea, aveți un amendament? Da, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Tot la acest punct 53 din sinteză, stimați coleg, acest articol 5 roman, doar dacă se acceptă introducerea unui singur cuvânt pentru a preciza și norma să fie clară, adică amendamentul, se vor organiza alegeri parlamentare parțiale care se vor desfășura în confruntate cu legislația în vigoare la data adoptării, poate până la data adoptării. Cuvântul ăsta... data adoptării, deci în momentul până la data. Da, până la data adoptării. Se acceptă, da, pentru stenogram. Este ok și prima opțiune și a doua. Se acceptă. Da. Este necesar să pun votului? Nu. Eu cred că comisia a acceptat. Alte întrebări nu mai sunt. Vă rog să luați loc, stimați colegi. Vă rog cu toții să reveniți în sală. Stimați colegi, președinții de fracțiune. Este foarte important. Votăm pentru a doua lectură, o lege foarte importantă. Deci eu vă rog, președinții fracțiunilor, să aveți grijă, deputații care sunt înregistrați, să revină în sală, toți. Stimați colegi, se supune votului aprobarea în a doua lectură a proiectului de lege înregistrat sub numărul 36 din 29 martie 2019. Cine este pentru, rog să votați și numărătorii să ne dea rezultatele. Vă rog numărătorii. Sectorul 1. 27. 27. Sectorul 2. 8. 8. Sectorul 3. Lipsește un deputat în sector 3. Îl așteptăm? Cât sunteți? 21 voturi la 21. Moment. Iată, domnul Munteanu, 22, sector 3, 22. 22 de voturi, 57 de voturi, proiectul a fost aprobat pentru lectura a doua. Stimați colegi, haideți să vă zic eu ceva de procedură, am o propunere. Eu mi-am ascultat pe estimații noștri juriști care sunt cu diferite opinii și am o propunere. La noi mai este experiența în Parlament de a vota în lectură finală. Vă vedeți? S chem povedeșe, ta voi naberește. În cazul dat, stimați colegi, este propunerea ca după redactare de către redactori, în comun cu Comisia Juridică Numiri și Imunități, în sesiunea extraordinară să revenim și să votăm această inițiativă, acest proiect, în lectură finală. De acord?
De acord. Nici nu o supun votului, toți ați acceptat. Stimați colegi, noi în tribuna Parlamentului, aici în stânga mea, avem unii membri a guvernului, unii reprezentanți a ministerilor care au venit cu trei proiecte foarte importante. Vreau să vă întreb dacă mergem la examinarea rectificărilor de buget. Primul proiect e proiectul de lege privind modificarea legii bugetului de stat, înregistrat sub numărul 155 din 29 iulie. Prezintă Ministerul Finanțelor, doamna ministru, doamna Gavriliță, vă rog, la tribuna centrală. Doamnă președinte a Parlamentului, domnilor deputați și doamnelor deputați, se prezintă spre examinare și aprobare proiectul de lege privind modificarea legii bugetului de stat pentru anul 2019, numărul 303 din 30 noiembrie 2018. Proiectul a fost elaborat în temeiul prevederilor articolului 61 al legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, numărul 181 din 25 iulie 2014. Sunt câțiva factori importanți care au determinat modificările pe care le operăm acum la bugetul de stat pentru anul 2019. În primul rând, este necesar de asigurat implementarea deplină a legii numărul 270 din 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, care nu a fost posibil de prevăzut în bugetul inițial aprobat, din cauza că au fost adoptate concomitent aceste două legi importante. În al doilea rând, avem anumite modificări care trebuie să fie operate în contextul reformelor fiscale implementate la sfârșitul anului 2018. De asemenea, trebuie să revizuim și să prioritizăm programele curente de cheltuieli în funcție de mersul implementării acestora și aceste date cu care venim sunt ajustați la indicatorii bugetari pe venituri, cheltuieli și soldul bugetar, reieșind din actualizarea prognozelor principalilor indicatori macroeconomici, care au fost coordonate cu Fondul Monetar Internațional în cadrul misiunii desfășurate în luna iulie. Conform scenariului pe care îl prezentăm pentru anul 2019, veniturile se majorează cu 105,9 milioane de lei și vor constitui 30,7% din produsul intern brut. Cheltuielile se majorează cu 287,5 milioane lei și reprezintă 33,5% din produsul intern brut. Iar deficitul se majorează cu 181,6 milioane de lei și reprezintă 2,9% din produsul intern brut. Dacă este să vorbim despre bugetul de stat, veniturile la bugetul de stat se diminuează cu 1.492 milioane de lei și ca pondere în PIB vor constitui 19,6%. Cheltuielile bugetului de stat se diminuează cu 1.327,4 milioane de lei și va reprezenta ca pondere în PIB 22,4%. Deficitul se majorează cu 164,6 milioane de lei și va reprezenta 2,75% din produsul intern brut. Acum voi vorbi despre veniturile, cheltuielile și soldul bugetului de stat. Printre factorii care au avut un efect asupra reestimării încasărilor la buget, pot fi enumerate următoarele. În primul rând, revizuirea indicatorilor macroeconomici despre care am vorbit, se referă aceste modificări la salariul mediu lunar pe economie și fondul de salarizare, indicatori ai comerțului exterior, cursul de schimb și altele. De asemenea, la micșorarea veniturilor influențează amânarea implementării schemei de obligații în domeniul eficienței energetice și aceasta duce la excluderea concomitentă
sumelor preconizate pentru acest fond din, și la venituri și la cheltuieli. Și reclasificarea unor venituri bugetare în calitate de sursă de finanțare a deficitului bugetar. Astfel, dacă comparăm cu bugetul aprobat, se estimează o reducere a veniturilor proprii și concomitent a diminuării granturilor externe, și anume, încasările la impozite și taxe se reduc cu 307,3 milioane de lei sau cu 0,8% și vor constitui 37,30 milioane de lei. Încasările la alte venituri se diminuează cu 1,22,4 milioane de lei sau cu 36,5% și vor constitui 1,782,5 milioane de lei. Intrările din granturi la total se diminuează cu 174 milioane de lei sau cu 8,9% și vor constitui 1,786,2 milioane de lei. Aici vreau să menționez că granturile externe pentru suport bugetar, pentru susținerea bugetului, se majorează cu 140,5 milioane de lei sau cu 11,4% și vor constitui 1,368,8 milioane de lei. În estimările scontate ale bugetului de stat la granturile pentru suport bugetar, sunt incluse granturile din partea Comisiei Europene pentru suport bugetar sectorial, precum și tranșele 1 și 2 din asistența macrofinanciară. Granturile destinate proiectelor finanțate din asistență externă sau din surse externe se diminuează cu 314,5 milioane de lei și vor constitui 417,4 milioane de lei. Și aceste intrări de granturi au fost reestimate, reieșind din stadiul implementării și executării acestor proiecte în anul curent. Acum, dacă e să vorbesc despre capitolul cheltuieli ale bugetului de stat. Cheltuielile bugetului de stat pentru anul 2019 se vor reduce cu 1,327,4 milioane de lei. Această reducere va avea loc preponderent din contul reducerii cheltuielilor aferente proiectelor finanțate din surse externe, cu 891,4 milioane de lei și, într-o măsură mai mică, reducerea celorlalte cheltuieli din componenta de bază cu 436 milioane de lei. Dacă este să vorbim pe tipuri de categorii economice, la nivelul bugetului de stat, cea mai mare majorare se va înregistra la capitolul cheltuielilor de personal cu 632,2 milioane de lei, mai mult față de proiectul aprobat. Vreau să menționez că la nivel de buget public național, cheltuielile de personal se vor majora cu 1,234,8 milioane de lei comparativ cu bugetul aprobat. Această majorare se datorează îndeosebi necesității de acoperire a cheltuielilor de personal la nivel local, atât din contul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat, și aici preponderent vorbim despre sectorul educației, cât și parțial pentru domeniile proprii de competență, cum ar fi sectorul culturii, dar și pentru întreținerea aparatelor administrative ca urmare a implementării legii numărul 270 privind sistemul unitar de salarizare din sectorul bugetar. În aceste scopuri, preconizăm un fond care a fost prevăzut inițial în bugetul de stat pentru implementarea sistemului unitar de salarizare și el se majorează cu 727,1 milioane de lei și va constitui 1,153,4 milioane de lei. Mijloacele bănești din acest fond vor fi repartizate prin hotărâri de guvern pe parcursul anului, în dependență de necesitățile autorităților publice locale, cât și autorităților publice centrale în caz de insuficiență a fondurilor de salarizare aprobate per autoritate. Cele mai mari reduceri de cheltuieri se propun la următoarele categorii. Transferul către bugetul asigurărilor sociale de stat destinat acoperirii deficitului acestuia se vor diminua cu 722,3 milioane de lei datorită majorării veniturilor proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat din contul contribuțiilor de asigurări sociale. Deci creșterea salarială a dus la creșterea
veniturilor proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat. Plata dobânzilor aferente datoriei de stat interne, din contul de servirii la costuri mai mici a valorilor mobiliare de stat emise anterior, precum și deservirea unui volum mai mic al acestora emis pentru crearea rezervei de lichidități, în total cu 275 întreg și milioane lei. Cheltuielile aferente proiectelor finanțate din surse externe se diminuează cu 891 întreg și 4 milioane de lei și această reducere a alocațiilor este determinată de faptul că nu s-a reușit negocierea și semnarea acordurilor la unele proiecte, cum ar fi proiectul reabilitarea drumurilor cu suportul Republicii China, 395 întreg și 8 milioane de lei, proiectul reabilitarea drumurilor cu suportul Republicii Belarus, 100 de milioane de lei, și proiectul susținerea învățământului superior din partea Băncii Mondiale, 50 de milioane de lei. Totodată s-au operat ajustări în privința proiectelor existente în baza stadiului de valorificări în primele 6 luni ale anului 2019, și dintre care cele mai mari diminuări sunt proiectul construcția penitenciarului din Chișinău, finanțat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, 142,2 milioane de lei, și proiectul Reforma de Educație din Moldova, finanțat de Banca Mondială, 111,6 milioane de lei și alte proiecte cu sume mai mici. Pe lângă reduceri, se propun și majorări de alocații. Cea mai mare majorare de alocații este pentru proiectul de susținere a programului în sectorul drumurilor, finanțat de BRD-BI, la care se adaugă 220,3 milioane de lei, cu un total cheltuieli pentru anul acesta de 1,120,3 milioane de lei. În ce privește cheltuielile pe autorități publice centrale, au fost operat preponderent redistribuiri între diferite programe, astfel încât sumele totale pe autorități nu s-au majorat semnificativ sau chiar s-au diminuat, dar au fost operate majorări la anumite capitole, cum ar fi Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cea mai mare majorare de 214,7 milioane de lei, este de fapt destinată instituțiilor de învățământ profesional tehnic și superior în legătură cu majorarea cheltuielilor de personal. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, 97,9 milioane de lei, dintre care 50 de milioane de lei este pentru majorarea Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii, iar restul sunt destinate acoperirii necesităților instituțiilor subordonate ministerului care au fost reorganizate pe parcursul ultimului an. Ministerul Apărării, plus 48,3 milioane de lei pentru renovări și dotarea bazelor militare de instruire, Ministerul Afacerilor Interne, 23,7 milioane de lei pentru servicii de expertiză judiciară, formare profesională, indemnizații și prestații sociale, și Cancelarea de Stat, 25,9 milioane de lei, destinate majorării subsidiilor instituției publice, serviciul tehnologie informațională și securitatea cibernetică și pentru dezvoltarea infrastructurii guvernamentale comune M-Cloud. Dacă este să vorbim despre balanța bugetului de stat și finanțarea deficitului bugetar, modificările operate la partea de venituri și cheltuieli a bugetului de stat s-au soldat cu majorarea deficitului aprobat a bugetului de stat cu 164,6 milioane de lei în sumă nominală, constituind 5,703,3 milioane de lei. Principalele modificări la sursele de finanțare a deficitului bugetului de stat se referă la majorarea activelor financiare în sumă totală de 994 de milioane de lei, inclusiv din contul rambursării mijloacelor bugetare din anii precedenți de către autorități și instituții bugetare și din recuperarea vânzării activelor de la băncile care se află în proces de lichidare. Reducerea întrerilor de împrumuturi externe cu 763 milioane de lei, inclusiv pentru proiecte finanțate din surse externe cu 973 milioane de lei, iar pentru suport bugetar se majorează cu 210 milioane de lei. Și utilizarea mijloacelor bănești în conturi bancare în sumă de 1,119,8 milioane de lei. Dacă este să vorbim despre soldul datoriei de stat în anul 2019, preconizăm că la situația din 31 decembrie 2019, soldul datoriei de stat în valori nominale va constitui 58.282,5 milioane de lei,
diminuându-se cu 4.729,1 milioane lei sau circa 7,5% față de valoarea aprobată, fiind influențat atât de diminuarea soldului datoriei de stat externe cu 2.982,5 milioane de lei, ca urmare a diminuării intrărilor de împrumuturi de stat externe și a prognozei de depreciere a monedei naționale față de dolarul SUA, cât și de diminuarea soldului datoriei de stat interne cu 1.746,6 milioane de lei. Astfel, ponderea soldului datoriei de stat în produsul intern brut se va micșora cu 2,2 puncte procentuale față de valoarea aprobată și la situația din 31 decembrie 2019 va constitui 28,1%. În structura datoriei de stat, la finele anului 2019, ponderea datoriei de stat externe va constitui 58,7%, iar datoriei de stat interne 41,3%. Deci parametrii revizuiți ai bugetului de stat pe anul 2019 se prezintă după cum urmează. La venituri în sumă de 40.633,5 milioane de lei, la cheltuieli 46.336,8 milioane lei și deficitul în sumă de 5.703,3 milioane de lei. Ținând cont de cele menționate, solicit susținerea proiectului prezentat. Da, mulțumesc, doamnă ministru. Stimați colegi, conform tradițiilor și regulamentului, eu ar trebui să stabilesc un regulament cât durează runda întrebări și răspunsuri. Eu, ca de obicei, asemenea întrebări și răspunsuri durează parcursul unei ore. Stimați colegi, cine este pentru a fi aprobate aceste întrebări și răspunsuri pe parcursul unei ore? Acum este 15:20, 14:20 până la 15:20. Se acceptă sau sunt altele propuneri? Eu am fost foarte generoasă, dar cred că noi, până când avem înscriși 1, 2, 3, 4, 5, 6, așa parcurs ar să apară. Eu am să ofer la fiecare fracțiune, pe rând, întrebările care să fie oferite. Stimați colegi, până la 15:20 am convenit. Doamna ministru, pregătiți-vă. Prima întrebare, doamna Cunețchi. Mulțumesc, doamna președinte. Deci, doamna ministru, am următoarea întrebare. Cu toții cunoaștem în această sală că în societate persistă o anumită îngrijorare în ceea ce ține de achitarea în termen a salariilor angajaților din instituțiile publice. Deci, această întrebare vine în contextul noii legi a salarizării care a fost adoptată anul trecut, 270, și din motivul că în anumite instituții publice nu sunt prevăzute în bugetele acestor instituții suficiente alocații pentru acoperirea cheltuielilor respective. Deci întrebarea mea este cum dumneavoastră vedeți depășirea situației sau dacă există riscuri la moment sau dacă ele deja nu sunt. Ce ați întreprins în această direcție? Mulțumesc foarte mult. Doamna ministru, vă rog răspunsul. După cum v-am spus, acum cea mai mare problemă este că această lege a fost adoptată foarte repede, în absența unor analize detaliate cu privire la impactul bugetar al acestei legi. Mai mult ca atât, după cum cunoașteți, această lege a avut o arhitectură logică care a fost elaborată în Ministerul Finanțelor, care a fost, de fapt, ciopărțită în Parlament și au apărut anumite carențe în aplicarea acestei legi. Ea ne costă deja mai mult de 1.234,8 milioane de lei, mai mult decât planificat. Deci, iată aici, începe discuția despre gaura bugetară pe care am moștenit-o și evident că primul pas a fost în primul rând deblocarea relațiilor cu Uniunea Europeană și partenerii străini, astfel ca să ne asigurăm că vom avea suport bugetar
Dacă țineți minte, am menționat că vom avea suport bugetar din partea UE în valoare de 1.368.8 milioane de lei, care iată sunt bani care ne permit să acoperim aceste cheltuieli de personal crescânde. Și o altă problemă cu care ne confruntăm este că bugetele locale au planificat, și-au planificat bugetele înainte de adoptarea legii și nu au suficiente resurse pentru a acoperi aceste cheltuieli salariale. De aceea noi ținem la control, am adoptat deja câteva hotărâri de guvern pentru a acoperi cheltuielile de salarizare pentru unele instituții și vom continua să adoptăm decizii pentru a redistribui aceste resurse și a acoperi fondurile administrațiilor publice locale destinate cheltuielilor de personal. Deci salariile vor fi plătite la timp. Mulțumim, doamna Cunețchi, aveți a doua întrebare? Da, vă rog. Precizare și a doua întrebare. Deci este îmbucurător faptul că partenerii de dezvoltare, cum s-ar spune, s-au întors cu fața iar înspre noi și au deblocat ceea ce ține de suportul bugetar. Vor veni banii pentru buget, asta este îmbucurător. Și totodată cred că mesajul dumneavoastră către angajații bugetari tot este bun pentru a evita tensiunile și bulversările în societate. Și a doua întrebare ține de capitolul în cheltuieli capitale. Dumneavoastră ați vorbit acum că la capitolul cheltuieli capitale, de fapt, execuția alocațiilor care au fost aprobate la început de an se cifrează în primele 5 luni numai 22% și ceva. Și ați enumerat și anumite obiecte care, de fapt, nu au reușit să întreprindă toate acțiunile în ceea ce se referă la absorpție acelor alocații care trebuiau să fie utilizate. Spuneți-ne, vă rog, care sunt estimările dumneavoastră până la finele anului? Ce se va întâmpla la acest capitol de cheltuieli și ce ministerul va întreprinde în vederea fortificării mecanismelor metodologice referitor la fortificarea capacității de absorpție a instituțiilor publice care solicită astfel de alocații, dar până la final nu pot să le utilizeze, să asigure executarea la capitolul respectiv. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, dacă este să ne uităm la investiții capitale, în primele 6 luni ale anului au fost executate doar 21,5% din sumele alocate și acestea sunt sume atât din surse interne, cât și din surse externe. Ați auzit o cifră foarte mare, deci peste 800 de milioane de lei redistribuim bani în buget, pentru că nu credem că ele pot fi valorificate în timpul anului și aceasta este, deci capacitatea de absorpție a investițiilor care de fapt merg pentru dezvoltarea țării pe termen mediu și lung este o problemă foarte mare. Toată lumea așteaptă drumuri și știe cât de greu se construiesc aceste drumuri, chiar dacă există resurse. Deci ceea ce, aici sunt două componente. În primul rând, deci noi avem o voință politică care este foarte mare ca să îndeplinim aceste proiecte, pentru că pot să vă spun că sunt instituții, în special întreprinderi de stat, unde au fost disponibile împrumuturi chiar pentru care am plătit comisioane care nu au fost valorificate ani de zile, pe când acum aflăm despre faptul că management era ocupat cu alte cu alte subiecte decât valorificarea surselor pentru investiții. Deci, în primul rând, noi vom obiectiv, deci ne vom ocupa de un management mai serios. În al doilea rând, noi avem capacități slabe a statului în privința elaborării proiectelor, efectuării studiilor de fizibilitate, deci luarea deciziilor rapide pe monitoringul implementării și pentru aceasta noi în primul rând vom lucra cu fiecare minister de ramuri și aici sunt ministerele care de fapt absorb aceste investiții capitale și plus la aceasta vom institui un grup în cadrul Ministerului Finanțelor pentru proiecte mari pentru a monitoriza executarea investițiilor pentru proiecte mari.
Mulțumim, doamna ministru. Aveți o precizare? Da, doamna Cunețchi, o precizare. Mai mult, cred că un comentariu. Deci, este îmbucurător faptul că dumneavoastră ați reușit să meditați asupra grupului interministerial, fiindcă până la moment el nu este instituit în cadrul Ministerului de Finanțe și este foarte important acordarea acestui proces o maximă transparență, fiindcă noi știm că investițiile capitale este un domeniu unde sunt foarte multe lacune și factori care influențează coruptibilitatea. Deci, eu vă dau sugestie ca să continuați în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Următoarea întrebare, domnul Padnevici. Vă mulțumesc, doamna președinte. Corneliu Padnevici, fracțiunea Partidului Democrat. Doamna ministru, în proiectul prezentat, capitolul protecție socială, vedem o micșorare de alocații. Și cel mai mult mă îngrijorează programul Prima Casă. Este un program care, de fapt, vine în susținerea tinerilor căsătoriți, ceea ce ține de migrație și dorința de a construi aici o evoluție sau de a construi ca să familiile noastre să poată locui acasă, este un beneficiu pentru întreaga societate. Întrebarea mea este dacă cumva nu ați apreciat corect aceste diminuiri și ține de micșorarea cuantumului de 13 milioane de lei, fiindcă de fapt am vrea să auzim de la dumneavoastră o altă modificare, îmbunătățire acestui program, acestei legi, care ar da posibilitatea mai multor beneficiari să acceseze acest program. Mulțumesc, domnule deputat. Pentru acest program Prima Casă a fost planificat în buget 20 de milioane de lei și în primele 6 luni ale anului au fost valorificate doar 3.200.000 de lei. Deci vedem că deci valorificarea este foarte mică, ca și în cazul investițiilor în infrastructură. Și de aceea noi păstrăm încă 7 milioane, deci chiar dacă noi avem un ritm dublu de solicitări, acestea pot fi acoperite din contul bugetului de stat. În același timp, Ministerul Finanțelor va face o evaluare a acestui program după ce se va întâlni cu beneficiarii și va decide cum poate fi el schimbat sau îmbunătățit. Mulțumesc. Domnul Padnevici, aveți a doua întrebare? Da, vă rog. O precizare. Doar este rugăminte ca să veniți cu alte amendamente sau cu îmbunătățirea acestui program și desigur că dorința este să nu cumva să fie stopat. Doamna ministru, vă rog. Am spus deja, deci o să fie o evaluare care va include beneficiarii, pentru că pentru noi beneficiarii și experiența lor este cel mai important criteriu. Al doilea criteriu care noi aplicăm în revizuirea tuturor și evaluarea tuturor programelor existente este eficiența utilizării banilor publici și aici trebuie să vedem care este mecanismul de garantare a acestor credite, pentru că este un risc deci un risc posibil a statului în caz că aceste împrumuturi nu sunt răsplătite. Da, mulțumim. Următoarea întrebare. Mai aveți o întrebare? Nu. Mulțumesc. Următoarea întrebare vine din partea domnului Alaiba Dumitru. Doamnă ministru, v-ați referit deja la calitatea asimilării, în primul rând, a finanțării externe în cazul întreprinderilor de stat, comentând așa mai diplomatic, directorii erau ocupați cu alte subiecte. Noi aici vorbim inclusiv pentru oameni, da? Puteți să ne spuneți cam cu ce se ocupau în loc să aibă ca prioritate atragerea de finanțări externe pentru dezvoltarea întreprinderilor, pentru investiții și respectiv pentru crearea locurilor de muncă. Deși nu am dovezi acum la moment, pentru că nu fac parte dintr-un organ de ocrotire a normelor de drept, știu că au existat diverse scheme pentru a
delapida statul de resursele întreprinderilor de stat, în loc să fie acestea folosite pentru procurarea unor materiale sau investirea în infrastructură. Colegul de la Ministerul Economiei, domnul Brânzan, este aici, dumnealui știe mai bine situația în întreprinderile de stat și ar putea adăuga, probabil. Stimați colegi, nu vorbiți la lecții. Stimați colegi, domnul Brânzan, dacă vreți să completați ceva, vă rog microfonul domnului Brânzan. Da, vă rog să conecteze microfonul. Microfonul 28 mi scriu, da, vă rog. Este? Da, vă rog, domnul Brânzan. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați, dar într-adevăr, pe parcursul ultimilor 6 săptămâni ne-am documentat activ în ceea ce ține diferite scheme frauduloase de delapidare a verii statului, atât prin în cadrul Ministerului Economiei, atât și în cadrul companiilor cu capital de stat. Toată informația pe care o culegem, o documentăm și o transmitem organelor abilitate pentru analiză și pentru a lua acțiunile necesare. Probabil că astăzi am ocazia să prezint încă un proiect de lege și atunci putem să discutăm la subiect dacă aveți mai multe întrebări. Mulțumesc. Da, mulțumim. Domnul Laiba, aveți a doua întrebare? Da, vă rog. A doua întrebare ține de calitatea și de nivelul de executare a investițiilor în infrastructură. Și anume, de exemplu, în ceea ce ține de drumuri, am auzit cu toții mai mult la televizor decât în realitate, dar, mă rog, asta era stilul de guvernare. Întrebarea mea este ce anume a permis ca sute de milioane de lei să fie direcționați pe criterii neclare, adică politice, ce facem noi pentru a preveni asemenea cazuri pe viitor, pentru că haideți să nu excludem că o să existe tentații bun, haideți să vorbim și despre exemple concrete. Din FISM se dau în stânga și în dreapta, în asemenea, nu raioanele, o să le numească circumscripții, Strășeni, Sporeni și așa mai departe, brusc, așa, fără mari explicații. Ce safeguards, da? Ce facem pe viitor pentru a asigura o alocare transparentă pe baza anumitor criterii obiective, pentru a limita, minimiza interferența politicului în alocarea fondurilor. Mulțumesc, într-adevăr, sunt programe în care, cum ar fi fondul de investiții sociale pe care l-ați menționat, unde este clar că resursele sunt orientate spre anumite raioane și vedem și în fondul rutier sau așa numitul programul Drumuri Bune, unde au fost alocați bani nu pe criteriul necesității sau per capita, ci pe criterii politice. De aceea noi vom schimba mecanismul de alocare a acestor resurse, inclusiv pentru a crește capacitatea administrației publice locale. Și domnul Brânzan din nou poate să confirme. Da, vă rog, domnul Brânzan, conectați microfonul domnului Brânzan. Da, mulțumesc. Pe scurt, deci programul Drumul Bune a fost anunțat ca un program național care ar fi trebuit să fi fost finanțat cu 2 miliarde din buget. Suma alocată a fost de 950 de milioane, dintre care 270 a fost valorificația anul trecut, 680 rămân a fi valorificația anul acesta. Acest program nu se regăsește nici într-un program de dezvoltare strategică a Republicii Moldova. Pare a fi că el a fost creat, acest program, din considerente mai mult politice legate de situația din Republica Moldova în ceea ce ține alegerile. Ca să înțelegeți pe ce e vorba, primăriilor APL 1 și APL 2 le s-a propus să aleagă
câte un kilometru de drum și trebuie să spun că cea mai populară distanță, deci cea mai populară drum ales a fost drumul de la biserică până la cimitir. Asta nu e o glumă, asta într-adevăr așa. Deci strigător la cer. S-au creat 34 de contracte anul acesta care au fost semnate practic până la instituirea noului guvern. La moment avem aceste 34 de contracte pentru 34 de raioane. Sumele deja nu pot fi modificate. Putem doar să încercăm să realocăm mijloacele în interiorul fiecărui contract. Renegocierea contractelor, de asemenea, nu poate fi deja efectuată, ținem cont că e luna august și peste două luni deja vin ploile și nu putem construi drumuri noi. La momentul actual, doamna prim-ministru se întâlnește cu reprezentanții Calmului, deci cu reprezentanții primărilor, pentru a decide ce facem cu aceste contracte. Ideea a fost de a realoca mijloacele financiare în funcție de numărul de locuitori din regiune, ținând cont de alocarea din anul trecut și din anul ăsta, ca să creăm o echitate. Dar iar spun, avem constrângerile contractuale care deja au fost semnate până la venirea noastră, nu le mai putem modifica și decizia va fi luată sau mergem cu contractele care le avem și la anul viitor modificăm formula de finanțare a bugetelor locale, prin care bugetele vor fi finanțate direct dintr-un fond rutier, astfel asigurându-se decentralizarea decizională și asigurându-se democrația la nivel local. Deci primarii știu mai bine decât centrul unde și cum să-și construiască drumurile. Dacă încă nu știu, vom veni cu asistență tehnică și financiară din partea partenerilor de dezvoltare, care vor veni cu traininguri, cu tot ce trebuie din punct de vedere tehnic, pentru ca primarii singuri să-și ia decizia și să nu vină la Chișinău cu mâna întinsă și capul plecat pentru a obține finanțarea respectivă. Deci asta e situația la moment. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc. Următoarea întrebare vine din partea domnului Reniță Iurie. Mulțumesc. Doamnă ministru, vroiam să clarific un detaliu. În raportul pe care l-ați prezentat dumneavoastră figurează o diminuare cu 22,7 milioane de lei a Ministerului Afacerilor Externe. Uh-huh. Am văzut o remarcă, o mențiune, că e vorba de reducerea cheltuielilor pentru ambasadele Republicii Moldova în Ghana, Argentina și India în legătură cu extinderea termenului de înființare a acestora. Adică e vorba de 11,7 milioane. Menționați că e vorba de reducere sau anularea în general a finanțării, deoarece deschiderea ambasadelor respective, și o spun în cunoștință de cauză, nu ca funcționar politic sau de altă natură, a fost un moft a unor persoane sub acoperire diplomatică. Putem utiliza perfect instituția consulilor onorifice, care funcționează perfect. De aceea vreau să clarific. Una, dacă este anularea în general și cred că corect va fi în perspectivă de văzut în general abordările de genul ăsta și să vedem care sunt prioritățile politicii externe. Și a doilea, suma de 22,7 milioane a fost redirecționată tot pentru scopuri diplomatice sau pentru politica externă sau a fost transferată în altă parte? Da, mulțumesc, domnule deputat. În primul rând, domnule ambasador, mă scuzați. În primul rând, într-adevăr, ambasade în în Ghana, Argentina și India nu vor fi deschise și aceste resurse au fost reorientate pentru alte cheltuieli. Fiecare autoritate a prezentat propuneri pentru reducerea cheltuielilor și propuneri pentru majorarea cheltuielilor în dependență de executarea pe primele 6 luni și prioritățile noi și în dependență de ministerie, acestea au rămas să finanțeze alte programe ale ministerilor sau redistribuite pentru alte necesități ale bugetului public național. Domnul Reniță, dacă aveți a doua întrebare. Mulțumesc, era vorba de clarificare. Înțelegerea mea este că
Banii respectivi nu mai figurează pe contul Ministerului de Externe, ci au fost transferate cu altă destinație. Eu nu știu exact detaliile acestea, dar colegii pot să spună din punct de vedere tehnic dacă au fost. Okay, deci mulțumesc. Banii sunt bani, ei merg la... Da, am înțeles. Mulțumesc mult, doamnă ministru. Deci, următoarea întrebare, domnul Sârbu. Următoare, doamnă Ivanov. Mulțumesc. Microfonul, vă rog. Stimate domnule președinte a ședinței, stimate doamnă ministru, bună ziua. Întrebarea mea ține de un domeniu care în viziunea mea, în calitate de președinte a Comisiei Mediu și Dezvoltare Regională, consider cea mai importantă, una din cele mai importante, și anume ceea ce ține de capitolul protecția mediului. Astăzi, întreaga omenire este îngrijorată de ceea ce se întâmplă cu mediul înconjurător și dumneavoastră personal cunoașteți foarte bine. De schimbările climatice, de încălzirea globală, de epuizarea stratului de ozon, deșeurile în exces, reducerea diversității biologice și multe, multe altele care nu este altceva decât consecințe ale poluării mediului. Cu părere de rău, mediul nu cunoaște frontiere, iar poluarea acestuia este o problemă mult mai gravă decât aceste dezbateri aici, decât războaie, chiar decât boli, decât alte stigmate ale omului, deoarece nu putem să ne opunem hazardelor naturale, calamităților naturale și altora. În acest context vreau să vă întreb care a fost motivul că reduceți, deci la acest capitol, noi vedem o micșorare cu 13,9 milioane de lei și anume dacă priviți anexa numărul 4, anume la ceea ce ține de colectarea și distrugerea deșeurilor și la prevenirea poluării mediului, aici văd chiar minus 21 de milioane. Vă rog foarte mult să-mi spuneți. Mulțumesc! Eu sunt absolut de acord că aceasta este o problemă foarte importantă, în special care afectează deja foarte real agricultorii noștri și de aceea, de exemplu, una din măsurile pe care noi o să le luăm este, pe de o parte, să sporim, deci o propunere pe care o avem este să sporim taxele la plastic și, pe de altă parte, să elaborăm mecanismul prin care aceste taxe pot fi returnate în caz de reciclare. Și Ministerul Finanțelor deja și-a exprimat acordul ca să facă restituirea acestor taxe și va lucra cu Ministerul Agriculturii pentru a elabora acest mecanism. În ceea ce privește sumele specifice pe care le-ați menționat, voi lăsa colegii mei de la Ministerul Finanțelor să vă dea detalii, în special o rog pe doamna Tatiana Ivanichkina, care este secretar de stat la Ministerul Finanțelor, să oferi un răspuns. Tatiana Ivanichkina, secretar de stat. Deci, la domeniul protecția mediului, cea mai mare reducere este de 26,3 milioane în cadrul proiectului care se numește Punerea în siguranță și reabilitarea menajerilor de la nodul hidrotehnic Costești Tânca, etapa 1. Este un proiect finanțat de Comisia Europeană și diminuarea este legată de faptul că nu au fost valorificate aceste surse până la mijlocul anului și din acest motiv s-au redus. Gata, răspunsul e suficient? Precizare, vă rog. Doamna Ivanov. Da, vă mulțumesc mult. Probabil nu ați înțeles întrebarea, deci eu vorbesc strict din anexa numărul 4 și nu văd informația care dumneavoastră ați prezentat-o, dar oricum vă rog foarte mult ca să atrageți atenție la capitolul respectiv, dar, stimată doamnă ministru, ceea ce spuneți dumneavoastră de taxa ecologică, deci este un alt subiect și deja este în legea cu privire la deșeuri, anume responsabilitatea lărgită a producătorului, ceea ce cu părere de rău, din 2017, de când a intrat legea în vigoare, încă nu funcționează și în situația dată eu sunt absolut convinsă că dacă se pune în aplicare anume acest mecanism, nu o să avem nevoie nici de majorarea taxelor, deoarece banii deja nu vor mai veni la fondul ecologic, dar banii vor fi calculați foarte, foarte clar, deci vor fi utilizați pentru soluționarea problemei. Vă mulțumim pentru precizare. A doua întrebare, vă rog.
Da. Aceeași întrebare era și ceea ce ține de fondul pentru eficiență energetică cu 8 milioane, eficiență de energetică, deoarece aceasta este o prioritate a politicii de dezvoltare regională și văd aici o micșorare cu 8 milioane, suntem îngrijorați de acest fapt. Care, și care noi suntem motivul? Îngrijorați și ne pare rău că în prima jumătate a anului n-a fost elaborat acest mecanism care face și imposibilă, de fapt, cheltuirea acestor bani care erau prevăzuți în buget. Păi ei sunt, eu am înțeles că ei lipsesc. Nu, ei sunt în buget, dar din cauza că acest mecanism nu a fost elaborat și nu a fost pus în aplicare și aceasta necesită timp, necesită acte normative. Deci din cauza aceasta noi nu credem că acest fond poate fi implementat în următoarele 6 luni, dacă în primele 6 luni nu s-au pregătit actele necesare sau mecanismul necesar. Da, vă mulțumim. Întrebările sunt epuizate și precizările. Următorul vorbitor, Burduja Alexandru, Petru, PSRM. Burduja Petru, PSRM, conectați, vă rog, microfonul, mersi. Da, mulțumesc frumos, domnul președinte. Stimată doamnă prim-ministru, deci, așa cum am discutat în cadrul comisiei de profil, s-a făcut referire la faptul că avem o procent destul de mare la capitolul absorpției investițiilor și acest lucru l-am înțeles și în cadrul comisiei de astăzi, unde am discutat raportul agenției ANSC-ului. Deci, înțelegem că bugetul propriu zis, care a fost planificat pentru anul 2018, a fost unul mai mult electoral, pentru că, pe de o parte, s-au făcut multe promisiuni. Cineva chiar a profitat și a obținut titlul de cetățean de onoare a localităților, dar până la urmă a rămas doar promisiune. Acum ne dăm seama că rectificările cu care dumneavoastră veniți, deci au la bază anumite calcule bine efectuate, bine echipzuite și din punct de vedere economic și din punct de vedere analitic, dar aș vrea să aud de la dumneavoastră atunci când vorbiți despre modificarea cheltuielilor pe grupe, cum ar fi în domeniul ocrotirii sănătății, dacă nu se referă asta la închiderea cărorva instituții medicale sau spitale, și atunci când vorbim de protecție socială, dacă asta nu va afecta, și înțeleg că cifra ați adus-o la realitate. Da. Și vrem să avem promisiunea că anume așa va fi. E corect? Deci această cifră este o cifră mai reală. După cum am spus, eu cred că sunt două motive din care capacitatea noastră de absorpție este joasă. Una este voința politică și concentrarea pe absorpția acestor resurse ca prioritate, dar alta este o capacitate joasă obiectivă a unor instituții de stat care implementează proiectele. Și aici este nevoie de mult mai mult timp pentru a spori aceste capacități de traininguri, de proiecte model, capacități în efectuarea studiilor de fizibilitate, de asemenea revizuirea poate a unor acte normative care fac contestațiile sau achizițiile publice sau contestațiile să ia foarte mult timp. Deci aici vom lucra și vom vedea care este soluția. În ce privește cheltuielile medicale, în bugetul de stat, acolo unde ați văzut sumele, este vorba despre programele Ministerului Sănătății și nu se prevăd închiderea unor instituții medicale. Domnul Burduja, aveți o doua întrebare? Deci noi astăzi în cadrul comisiei chiar am avut promisiunea Agenției Naționale de Contestații că vor veni până la 1 septembrie cu un program clar și constructiv de acțiuni ce vor întreprinde, pentru că aici este vorba și de modificarea cadrului legislativ, mă refer la dinamica proceselor, inclusiv care apar din punct de vedere a materialelor, inovațiilor și așa mai departe. Ce se referă la modificarea de majorare cu 309 milioane în domeniul învățământului? Vreau ca să cunoască toată lumea. Da, această majorare în special se datorează necesității creșterii subsidiilor de stat pentru instituțiile deci la autofinanțare pentru cheltuieli de personal. Este de fapt
o creștere a salariilor, în special a profesorilor care sunt implicați în comanda de stat. Da, vă mulțumim. Doamna Slusăr, următorul vorbitor. Stimată doamnă ministru, am două întrebări. Prima ce ține de gaura bugetară. Eu vreau totuși că toți cetățenii Republicii Moldova să audă care a fost gaura bugetară estimată de către Ministerul Finanțelor la momentul preluării puterii. Nu vorbesc despre deficitul. Noi cunoaștem că deficitul a fost unul enorm prognozat în la aprobarea bugetului 2019, deoarece a fost un an electoral. Nu vorbesc despre peste 5 miliarde de lei, dar estimările peste acest deficit, dacă nu ar fi fost deblocată finanțarea externă, care ar fi fost gaura financiară peste deficit? Dacă nu ar fi fost deblocată asistența externă, care vine atât ca suport bugetar pentru venituri, cât și ca surse de finanțare a deficitului bugetar, noi am estimat că această gaură este 4,4 miliarde de lei. În același timp vreau să spun că noi am negociat de fapt cu FMI chiar mărirea un pic a deficitului bugetar, pentru că din cauza neexecutării noi niciodată nu folosim pe deplin spațiul fiscal care este disponibil pentru a investi în viitorul țării, pentru că de fapt un stat în dezvoltare ar putea folosi acest deficit bugetar sau ar putea cheltui azi pentru ca să aibă instituții și infrastructură mai bună mâine. Și de aceea noi credem că principala problemă nu este atât acest deficit sau spațiu fiscal, ci executarea calitativă a investițiilor care sunt permise datorită faptului că avem asistență externă. A doua întrebare. Cu datorie internă. Da. Ne bucură faptul că datoria de stat care era planificată de precedentă guvernare la nivelul de 62 de miliarde de lei urmează să fie micșorată cu aproximativ 4 miliarde, până la puțin peste 58 de miliarde. Întrebarea mea este, care a fost planul împrumuturilor interne, mă refer aici la bonurile trezoriere și obligațiunile de stat, și care a fost deja gradul de executare acestor împrumuturi la momentul când dumneavoastră ați preluat Ministerul Finanțelor? Dacă este să vorbim despre valorile mobiliare de stat care sunt emise de Ministerul Finanțelor, ele au fost planificate în buget în sumă de 1 miliard 500 de milioane și această sumă rămâne neschimbată pentru a oferi spațiu de împrumut în caz de necesitate. Ratele la aceste valori mobiliare de stat au fost menținute relativ joase la 6% din cauza independență de termen, din cauza aceasta și din cauza unei abordări prudente și în ultimul timp în privința creșterii ratelor, executarea este mai jos decât planificată. Botnar Alexandru, următor vorbitor. Mulțumesc, domnul vicepreședinte, stimată doamna ministru, din tot proiectul de lege, chiar și la comisie am dat întrebare, dar iarăși n-am primit un răspuns concret, clar. Merge vorba despre Fondul de Eficiență Energetică care era, care astăzi este Agenția Eficienței Energetice. De fiecare an, după câte cunosc, în suma anuală acestui fond, plus minus era la 400 de milioane de lei. Astăzi ele se iau și se dau în altă parte. Întrebarea este, acele proiecte care înaintate de administrația publică locală, de nivelul 1 sau nivelul 2, care au fost transmite în cadrul acestui fond de eficiență energetică la finanțare, vor mai fi finanțate sau nu? Fiindcă fiecare proiect, după cum erau regulile acolo, administrația publică locală trebuie să contribuie cu cota de 25% în cadrul proiectelor respective. Totodată s-au cheltuit bani
la aceste proiecte, la expertiza lor, la eficiența energetică, adică auditul energetic, care aici intră și școli, și grădinițe, și iluminat stradal, și multe, multe alte lucruri. Dacă puteți să-mi dați un răspuns la acest capitol. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Cum am răspuns și mai înainte, și nouă ne pare rău că mecanismul pentru implementarea în practică acestui fond de eficiență energetică nu a fost elaborat, ceea ce nu ne permite să valorificăm banii în acest an. Dacă nu va fi modificată legislația, atunci neapărat Ministerul Finanțelor va planifica aceste resurse pentru anul viitor, iar detalii pot să îl rog pe colegul ministru Brânzan să ne ofere. Ce au fost deblocate finanțările din partea Birdului și din partea Băncii Mondiale legate de eficiență, proiecte de eficiență energetică. Ne aflăm în stadiu de negociere, deci din partea finanțatorilor externi avem tot suportul pentru a investi în continuare în astfel de proiecte. Ceea ce ține de bugetul de stat, precum a menționat doamna ministră, deci avem ceea ce avem, însă vom avea surse extra bugetare de finanțare acestor proiecte. Mulțumesc. Aveți o doua întrebare? Domnul Botner. Mulțumesc. Și a doua întrebare, nu ca întrebare, dar ca o rugăminte. Ceea ce ține de administrația publică locală, de nivelul 1 sau nivelul 2, ar fi binevenit ca să veniți cu o claritate. Acele multe proiecte care este fondul ecologic, fondul de eficiență energetică, drumurile, să fie o claritate în baza a legislației astăzi care se adoptă și acele modificări în cadrul bugetului, o claritate pentru primari, în deosebi. Unde și ce va fi? Ca să fie clar. Dar nu ca să ne ajungem în campania electorală și fiecare să strige cum poate, ca să facă asta, să facă asta. Să fie o claritate pentru toți. Care și va putea realiza mai departe. Și dumneavoastră spuneți că nu prea este timp pentru agenția respectivă. Sunt lucruri care în Parlament cred că toți sunt gata să adopte acele modificări, schimbări, pentru ca mecanismul respectiv în cadrul Fondului Eficiență Energetică să înceapă a lucra. Și timp nu mai este, dacă vorbim de domnul ministru a economiei, a spus că acuși se încep ploile, aici nu este mecanismul. Păi prin acele lucruri frumoase care se aud că noi vom realiza pentru oameni, păi haideți să le facem împreună aceste lucruri, dacă într-adevăr, eu cred că este real și este posibil de făcut. Mulțumesc. Mulțumim pentru sugestie. Următoarea întrebare, Dan Berciun. Bună ziua, am o întrebare în contextul legii salarizării. Cred că cunoaștem cu toții că din cauza faptului că legea n-a fost pilotată la timp, există anumite probleme structurale în cum e construită grila de salarizare și noi am avut și anterior o discuție și aici o inițiativă legislativă cu privire la salarizarea directorilor și a directorilor adjuncți din instituțiile de învățământ. Dacă Ministerul Finanțelor a reușit totuși să propună o soluție prin care să rezolva problema directorilor care la momentul de față au salarii identici cu cele care le-au avut până la reformă și nu pot beneficia de anumite sporuri salariale, pentru că beneficiază de diferențe de salariu și, pe de altă parte, problema care ține de fapt că astăzi în sistem sunt mulți directori adjuncți cu salarii mai mici decât salariile cadrelor didactice. Și asta, bineînțeles, că îi descurajează să continue activitatea în funcție de conducere. Dacă s-a identificat o soluție în acest sens sau încă se lucrează? Mulțumesc. Într-adevăr, modificarea legii salarizării în Parlament a dus la anumite carențe structurale, care, deci, după cum spuneți dumneavoastră, de exemplu, șef adjunct a unei instituții poate să aibă un salariu mai mic decât un lucrător de rând sau un învățător, dar noi acum colectăm la Ministerul Finanțelor toate propunerile și problemele cu care s-au confruntat autoritățile în procesul de implementare a legii. Pe lângă aceasta, colegii de la Minister au făcut o muncă enormă colectând fișiere de date care ne permit să facem o evaluare un pic mai bună a costurilor acestor modificări. După cum cunoașteți, chiar și o modificare mică, în special în sectorul educației, unde sunt cei mai mulți angajați, ne dă un impact bugetar foarte mare.
Și de aceea noi vom veni cu modificarea legii, urmarea analizei tuturor propunerilor, probabil în contextul elaborării bugetului pentru anul 2020, și plus la aceasta avem planuri pentru elaborarea unui registru a angajaților în sistemul bugetar, care ne-ar permite să facem evaluări ex-ante, să nu se ajungă în asemenea situații când costul unei modificări este atât de mare cum este anul acesta. Domnul Perciun, aveți a doua întrebare? Mai am o întrebare. După cum cunoașteți, noi recent am adoptat modificări la legea privind controlul tutunului și eu am întrebat și în comisie lucrul ăsta și nu l-am înțeles până la capăt. Deci se planifica ca anul ăsta în Republica Moldova vor fi vândute 4 miliarde de țigări sau în prima jumătate de an. Acum, la momentul de față, înțeleg că s-au vândut 3,3 miliarde și eu încerc să înțeleg, asta e din cauza faptului că moldovenii au renunțat la fumat, s-a redus contrabanda, adică oamenii care cumpărau țigări la duty free și le exportau. Pentru că companiile au făcut stocuri. De unde e această reducere de 25% a consumului de țigări? Poate cunosc colegii de la minister. Sunt două motive, dar am să rog și colegii de la minister să răspundă. Deci, în primul rând, atunci când am prezentat legea cu eliminarea regimului duty-free pe tronsonul transnistrian, am menționat cifre, deci noi avem o diminuare a accizilor colectate, care credem noi este o redistribuția consumului și deci contrabandă deja care a devenit atractivă și în interiorul țării, plus la aceasta probabil reorientarea unor consumatori pentru sisteme de hit not burn și deci ne așteptăm ca aceasta să fie compensată odată cu modificările care au avut loc în Parlament, dar este și o problemă de supraestimare a venitorilor din accize care a fost făcut la momentul elaborării bugetului. Dacă cineva din colegi poate adăuga. Deci domnul Dorel Noroc, secretar de stat. Dorel Noroc, Ministerul Finanțelor. Doar suplimentar să adaug, estimarea care a fost făcută pentru anul 2019 s-a bazat pe anul 2017 executat. Anul 2017 a fost anul cel mai bun din punct de vedere a încasărilor la acciză din tutun, inclusiv datorită faptului că în anul 2017 au fost făcute foarte multe stocuri la sfârșitul anului, deoarece în anul 2018 s-au introdus pictograme pentru țigărete. Respectiv, importatorii și producătorii și-au făcut mai multe stocuri în 2017 și respectiv a existat o supraestimare, cum spune doamna ministru, a acestor venituri pentru anul 2019. Actualmente, situația la zi, noi avem plus 150 de milioane față de anul trecut accize din țigări. Mulțumim. Următorul vorbitor e doamna Babuc, dacă nu e ocupată, domnul Sârbu Serghei. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă ministru. Când am auzit aici despre presupusa gaură, eu îmi pun întrebare retorică și colegii își pun întrebare retorică. Dumneavoastră aici, cu ce termeni veniți în Parlament? Cu termeni politici sau cu termeni profesioniști, financiari și fiscali? Vedem că mai mult termeni politici predomină. Și ca să fie foarte clar să nu manipulăm opinia publică, cu siguranță și colegii mă vor completa. Eu citesc din nota informativă a proiectului dumneavoastră de modificare a bugetului, prin care ați menționat expres creștere la foarte mulți indicatori macroeconomici, produsul intern brut și la foarte multe indici, încăsările la buget în comparație cu anul trecut sunt în majorare. Și multe alte, deși este foarte stranie această abordare legată de gaur, ar fi corect să discutăm nu în termeni politici, dar în termeni profesioniști. Dacă vorbim de deficit, atunci să spunem care este deficitul și care sunt sursele de acoperire, dar să nu manipulăm. Dar întrebarea mea este alta și o singură întrebare. Dumneavoastră, adică în bugetul de stat a fost așa spre finanțare un program care se numește programul Diaspora Acasă Reușește, în sumă de 10 milioane de lei. Dumneavoastră propuneți anularea integrală finanțării acestui program pentru diaspora. N-am găsit nota informativă. Explicația de ce poate ne ajutați să ne spuneți care a fost motivul că
unul din puținele sau poate unicul sau program pentru diasporă, special pur și simplu îl anulați, ori așa este abordarea dumneavoastră față de concetățenii noștri, ori pur și simplu nu doriți ca ei să aibă posibilitatea să revină acasă. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Sârbu. Vreau în primul rând să vă spun că orice ministru este un om politic și eu sunt mândră să fac parte dintr-un partid politic și voi fi un ministru politic și profesionist. Și pot să vă spun cu exactitate, mersi, colegi, pot să vă spun cu exactitate de unde am luat aceste cifre, dacă vreți, vi le spun. Deci, în condițiile în care dumneavoastră nu aveați program cu Fondul Monetar Internațional, el era înghețat, în condițiile în care Uniunea Europeană, pe criterii politice, a oprit finanțarea din partea Uniunii Europene, la capitolul venituri nu veneau 1.380 de milioane de lei. Deci, iată, 1.380 de milioane de lei la capitolul venituri. Sunteți de acord, ori nu sunteți de acord? Dar de unde avea să luați banii ăștia în absența relațiilor cu Uniunea Europeană? Precizați. Haideți să nu întrebăm polemici. Următoarea întrebare... Nu, dar eu n-am răspuns la întrebare. Ah, ok. La capitolul cheltuieli, 1.235 de milioane de lei ne costă mai mult legea salarizării decât a fost planificat. Deci, iată deja... 2.600 de milioane de lei. Plus la aceasta, deci cu atâta creștea deficitul bugetar. Pe lângă aceasta, ca să finanțezi deficitul bugetar, trebuie de undeva să te împrumuți. La nivel local, pe piața internă, erau preconizate sau planificate împrumuturi prin VMS-uri, prin valori mobiliare de stat, 1.500 de milioane, sumă care niciodată n-a fost valorificată. Deci, în anii precedenți, niciodată nu s-a ridicat nici la 1 miliard de lei suma VMS-urilor emise. Și ca să se emită o asemenea sumă de VMS-uri, rata trebuia să crească foarte mult și putea să ajungă la rate foarte costisitoare, care nu puteau fi acoperite. Și nici nu veneau bani nici de la FMI, care sunt planificați în buget pentru finanțarea deficitului, și nici nu veneau banii din asistența macrofinanciară la capitolul împrumut, și nici nu veneau banii de la Banca Mondială pentru operațiunea de operation programul pentru operațiune de dezvoltare. Și iată, aceste sume sunt 2 miliarde de lei. Dacă vedeți, eu chiar am subestimat pentru că am luat suma la planificare și nu suma la rectificare pentru suportul bugetar și iese în total 4.400 de milioane de lei. Putem să discutăm cum avea guvernul dumneavoastră să găsească aceste surse atât la capitolul venituri, cheltuieli și finanțarea deficitului. Acum, în privința programului pentru diaspora, acest program, din păcate, din nou se confruntă cu probleme de executare din cauza că nu au fost, deci nu a fost un mecanism echitabil elaborat în prima jumătate a anului, dar voi ruga colegii mei de la minister să adauge referitor la programul pentru diasporă. Tatiana Ivanichkina, Ministerul Finanțelor. Referitor la programul Diaspora Acasă Reușește 1+3, acesta prevedea o contribuție pentru proiecte în mare parte de infrastructură din partea autorităților publice locale. Astfel, Comisia de Evaluare a Proiectelor a selectat 30 de proiecte la finele lunii iunie, dar ulterior, după o analiză mai minuțioasă, Cancelarea de Stat a luat decizia că proiectele de infrastructură nu vor reuși să fie implementate în decurs de 5-6 luni, câte au mai rămas până la finele anului, și au amânat acest proiect pentru anul viitor. Da, mulțumim. Următoarea întrebare, domnul Octavian Țicu. Domnul Sârbu, dumneavoastră ați spus față de toți colegii din plen că aveți o singură întrebare, dar de fapt ați alocat două. 5 secunde, ok. Să fie, dar 5 secunde să fie.
Doar vreau să apreciez prestația doamnei ministru ca fiind un oracol și un Nostradamus și știa din timp ce nu am fi putut noi să facem. Credeți-mă că am fi putut noi să facem. Păcat că voi nu știți să faceți, dar cu siguranță, domnul președinte Filip, mulțumim, vă completa. Mulțumim, următoarea întrebare, domnul Octavian Țicu. Cu siguranță știm ce să facem. Stimați deputați, este un domeniu de activitate care ne unește pe toți și vreau să vă spun că cred eu că avem cel mai sportiv parlament din toată istoria Republicii Moldova. În parlamentul nostru sunt doi maestri internaționali, subsemnatul și unul la șah, domnul Bologan. Este un maestru al sportului la rugby, domnul Vasile Bolea. Și sunt doi candidați în maestri, domnul Gheorghe Parea la decathlon și domnul Bolea la canotaj. Prin urmare, eu cred că întrebarea mea este firească pentru doamna ministru și profit de ocazie că este și doamna ministru a educației, cercetării și culturii, doamna era cel puțin. Și vreau să vă aduc aminte că noi suntem într-un an preolimpic. Asta înseamnă că la anul viitor, la Tokyo, vor fi Jocuri Olimpice, iar calificările sunt în plină desfășurare. Vreau să întreb pe doamna ministru care este situația cu finanțarea sportului de performanță. Mă refer doar la sportul de performanță, deci atât și în ce măsură aceste rectificări vor afecta și dacă există posibilități ca noi să creăm un spor suplimentar de finanțare pentru pregătirea echipelor naționale olimpice, pentru că dacă vor exista probleme de acest gen la acest moment când are loc, au loc calificările, va fi târziu și vom avea o situație când la Tokyo vor merge trei sportivi în cruce și noi nu vom avea posibilitatea măcar să privim la televizor performanța sportivilor noștri. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Deci noi, în primul rând, am crescut salariile și de aceea avem necesitatea să acoperim prin alocări suplimentare salariile care nu au fost estimate corect. Și aceasta a fost prioritatea noastră în felul în care am decis cheltuirea resurselor. În ceea ce privește programele ministerilor, noi, în majoritatea cazurilor, am modificat doar acolo unde executarea nu era posibilă sau din cauza întârzierilor în executarea în primele 6 luni, trebuia timp pentru pregătire. Dar în ceea ce privește programele specifice despre care ați vorbit, deci acestea sunt gestionate din Ministerul Educației și am să rog pe colega mea, doamna Nicolescu Onofrei, să comenteze. Doamna Onofrei, rândul din spate, vă rog să conectați. Da, vă mulțumesc. Bună ziua. Domnule Țicu, vă mulțumim pentru această întrebare. Așa cum a menționat și doamna ministru al finanțelor, pe domeniul sport s-a intervenit și la capitolul de sprijin pentru partea salarială. Avem probleme nu numai în ceea ce privește modul de gestionare al finanțelor pentru sprijinirea sportului de performanță, vom sprijini și școlile sportive care, din motivul faptului că acum au de plătit și contracte de locațiune, au nevoie de bani suplimentari. Ceea ce spuneți dumneavoastră este o prioritate pentru noi, pentru că până la acest moment trebuie să zic că o claritate cu privire la criteriile de sprijin pentru federațiile de sport nu a fost în cadrul administrării bugetului la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, care acoperă și domeniile tineret și sport. Și pentru ca aceste neclarități să fie epuizate, este evident nevoie de
o inventariere și un audit foarte clar al situației pentru fiecare partener al Ministerului pe domeniu. Dar vreau să zic că este important să ne aplecăm cu atenție asupra domeniului, nu numai din motivul că este un an preolimpic, ci și din motivul că pe domeniu nu avem o strategie și nici accent sau sprijin serios nu a fost făcut și pentru domeniul sportului de cultură generală în educație și nici pentru sportul de masă. Deci asta va reprezenta o prioritate și pentru viitor a Ministerului. Domnul Țucăveci, a doua întrebare? Am uitat să spun că mai este un sportiv. Mai este un sport la parașutism, domnul Oazu Nantoi. L-am uitat. Întrebarea mea, doamna ministru, era legată strict de Jocurile Olimpice și de posibilitatea de a ne concentra, pentru că asta este o prioritate, dacă putem, avem resurse. Deci asta este un plânset a sportului de performanță. Deci asta este lucrul la care m-am referit. Se întâmplă, n-am izbutit, îmi cer scuze. Da, stimați colegi, următoarea întrebare, doamna Babuc, vă rog. Mulțumesc, stimată doamnă președinte, stimată doamnă ministru. Profit de această ocazie să confirm că miniștrii sunt figuri politice și salut determinarea dumneavoastră de a face parte dintr-un guvern, prin definiție politic. Dar vreau să vă spun din experiența mea că odată ajungând la funcția de ministru, politica noastră cea mai importantă este politica cetățenilor Republicii Moldova. Și sunt sigură că profesionalismul dumneavoastră și experiența pe care o aveți și pe care o respect o să vă permită să faceți anume acest lucru. Întrebarea mea reiese tocmai din acest context și într-un fel o redirecționez și colegului dumneavoastră, domn ministru Brânzan. Și vreau să întreb, dumneavoastră, chiar pe bune credeți că programul Drumuri Bune a fost un program cu tentă electorală și uitați cumva că datele statistice arată că până anul trecut, începând de la declararea independenței Republicii Moldova, în țara noastră nu s-a construit anual mai mult decât 40 de kilometri de drum pe an? Asta e prima mea întrebare. Și dacă vreți, este o suplimentare a aceleași întrebări. Pe bune, domnule ministru Brânzan, vă respect experiența din anumite considerente personale, cu atât mai mult că v-am cunoscut mama dumneavoastră deosebită. Pe bune, dumneavoastră, spuneți că e strigător la cer că s-au construit în sate drumuri de la biserică la cimitir? Dacă da, e foarte trist. Eu m-am născut și am crescut într-un sat. Și eu știu sigur că marea majoritate din cei care sunt în această sală știu ce înseamnă un drum de la biserică spre cimitir și că aceste drumuri erau cele mai proaste și defectuoase și dificile pentru a duce în ultimul drum concetățenii noștri. De aceea, întrebarea mea este, sper că dumneavoastră nu credeți totuși că acest proiect a fost unul electoral și ce aveți de gând să faceți pentru ca acestea, inclusiv drumurile de la biserică spre cimitir, să fie construite? Prima mea întrebare. Mulțumesc! Mulțumesc! Eu pe bune cred că partidul pe care îl reprezint va avea grijă de interesele cetățenilor mult mai bine decât partidul care a fost la guvernare până acum, altfel eu n-aș fi aici. În același timp vreau să spun că aceasta nu mă încurcă pe mine să fiu un profesionist și să analizez lucrurile în mod obiectiv, așa cum eu cred că este cel mai bine pentru țară și pentru cetățenii acestei țări. Și de aceea eu niciodată nu am să las politicul să intervină în lucrul ministerului și m-am concentrat pe fortificarea instituțiilor ministerului și mă voi concentra în viitor. Și pe bune cred că sunt anumite programe care au fost ani de zile, resursele ani de zile au fost alocate pe criterii politice și cred că a venit timpul să oprim această practică.
Și domn Brânzan, dacă doriți despre drumuri. Vă mulțumesc. Domnul Brânzan, da, vă rog. Da, pe succint. Referitor la drumuri bune. Este strigător la cer faptul că oamenii în sat aleg să construiască o porțiune de drum care îi unește la biserică, la cimitir. Mai bine ar uni de la casa oamenilor, la școală, la locul de muncă, la locul de trai. Faptul ce s-a întâmplat, lăsăm politică aici, eu vorbesc, faptul ce s-a întâmplat până acum, a avut loc un program, tot ce se întâmplă până acum s-a întâmplat, a fost un program de depopulare a Republicii Moldova și de naționalizare. Eu pot vorbesc mult la acest subiect, minimum 3 scheme pe zi, mai mult deja nu mai pot să percep, toate una mai interesantă ca altele, dar asta e alt subiect. Dar și ne-am focusat acum pe drumuri bune. Au venit primarii de la Calm, au stat și se uitau la mine, mă rugau, mă implorau să le dau bani. Pentru eu, de ce eu la minister trebuie să le spun primarilor unde trebuie să construiască și de ce bani. Asta este totalmente contrar democrației, contrar decentralizării puterii statului. Ceea ce s-a făcut până acum era absolut greșit. Le-am spus clar primarilor că începând cu 1 ianuarie 2020 mai mult n-au să vină la guvern cu mâna întinsă și cu capul plecat să-mi spună să mă roage să le dau bani. Ei trebuie să aibă sursele lor de finanțare, ei singuri trebuie să-și construiască drumuri acolo unde ei consideră de cuviință și ei trebuie să fie responsabili față de cetățenii care i-au votat. Asta este democrație veritabilă și eu vă asigur că asta va fi implementat începând cu 1 ianuarie 2020. Va fi creat un fond special de drumuri, posibil chiar în afara bugetului de stat, pentru ca primarii să știe câți bani au, pentru ca drumarii să-și poată planifica resursele financiare și mijloacele tehnice pentru câțiva ani înainte, că sunt investiții capitale, etc. Domn ministru, vă rog succint. Mulțumesc, doamna Băbuc, dacă aveți a doua întrebare. Stimați colegi, noi am depășit timpul votat deja cu 8 minute. Sau mai bine zici, o să fie cu 10. Deci eu am să fiu nevoită, după întrebarea doamnei Băbuc, să întrerup runda de întrebări-răspunsuri. Timpul este epuizat. Doamna Băbuc, vă rog a doua întrebare. Mulțumesc. Ca să fim în regulă cu timpul, renunț la a doua întrebare, decât să fac o precizare. Mult stimate domnule ministru, nu contrapuneți două lucruri care sunt de o egală măsură importante pentru satele noastre. Încă o dată repet, nu vorbiți acum de depopulare și de ceva. Drumul de la biserică spre cimitir a fost întotdeauna considerat un drum sfânt. Și da, sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie construite și celelalte drumuri de la casă spre școală, dar ele, aceste noțiuni, nu trebuie contrapuse și din tot ceea ce mi-ați spus, m-ați încurajat și înțeleg că o să continuați proiectul nostru Drumuri Bune. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult! Doamna ministru, vă rog să luați loc. Rog comisia, domnul Munteanu, să veniți la tribuna centrală. Mulțumesc! Stimată doamnă președinte, distinși colegi, onorați membri ai guvernului. După cutuma procesului legislativ, noi știm că legea de rectificare a bugetului este egală după procedură cu adoptarea legii bugetului și respectiv trebuie să mergem prin aceleași situații în care se analizează în comisie, sunt colectate întrebări la Ministrul Finanțelor și trebuie într-un fel să aplicăm procedurile care sunt prevăzute de lege numărul 181, legea privind finanțele publice și responsabilitățile bugetar fiscale. De asemenea, articolul 131 din Constituție prevede că acest drept se exercită prin prezentarea raportului de către membrii guvernului, care, într-un fel, sunt testați la prioritățile lor de către toți deputații Parlamentului. Comisia Economiei, Buget și Finanțe a examinat proiectul de lege privind modificarea legii bugetului de stat pentru anul 2019, numărul 303 din 2018, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către Guvernul Republicii Moldova, în cadrul ședinței noastre a Comisiei Economiei, Buget și Finanțe din 30.07.2019. Prezentul proiect de lege are drept scop ajustarea indicatorilor bugetari la venituri, cheltuieli și soldul bugetar deficit, reieșind din reestimare prognozelor principalelor indicatori macroeconomici și la mersul executării bugetului de stat în semestrul întâi al anului curent, revizuirea și prioritizarea programelor de cheltuieli,
deblocare finanțării suportului bugetar din partea donatorilor, consolidarea administrării fiscale, implementare deplină a legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar numărul 270-2018. Proiectul de lege prevede diminuarea cu 1.492 de milioane de lei la partea de venituri, iar la partea de cheltuieli a bugetului de stat se prevede diminuarea cu 1.327 de milioane de lei, respectiv modificările operate la partea de venituri și cheltuielile a bugetului de stat se soldează cu majorarea deficitului aprobat a bugetului de stat cu 164,6 milioane de lei. Reșind din nivelul de executare a veniturilor bugetului de stat în primul trimestru al anului curent, și având la bază prognoza revizuită a unor indicatori macroeconomice, estimările scontate pe an a bugetului de stat se denotă diminuări pe unele tipuri de venituri, inclusiv la veniturile proiectelor finanțate din surse externe, cu 318,3 milioane de lei, încasările la impozite și taxe se micșorează cu 307,3 milioane de lei, la granturi 174 milioane de lei și la alte venituri cu 1.022 de milioane de lei, iar transferurile de la alte bugete se majorează cu 11,7 milioane de lei. O să prezint succint principalii indicatori pe care noi i-am discutat pe larg în cadrul Comisiei Economiei, Buget și Finanțe, pornind de la ipoteza, de la premiza că acest proiect de lege de revizuire, de rectificare bugetului va fi lucrat în cadrul Comisiei și în cadrul tuturor formatelor care vă vor permite și dumneavoastră să participați la discutarea acestei legi pe parcursul următoarelor 10 zile, astfel încât noi să avem pentru lectura a doua calidoscopul sau tablou clar a observațiilor pe care dumneavoastră doriți să le aduceți Ministerului Finanțelor. La cheltuielile bugetului de stat, reșind din estimările cadrului de resurse, se propun diminuări cu 1.327 de milioane de lei sau cu 2,8% din cele aprobate de buget. Cheltuielile în cadrul proiectelor finanțate din surse externe se diminuează cu 891,4 milioane de lei sau circa 25,5% față de volumul aprobat în buget. Cheltuielile suportate din contul veniturilor colectate de autoritățile, instituțiile bugetare se diminuează cu 462,7 milioane de lei. Modificările operate la alocațiile bugetare vizează un set de măsuri și acțiuni cu caracter sectorial și intersectorial, care sunt reflectate ca factori în compartimentul cheltuielilor pe grupe funcționale principale. Nu le voi da citire, pentru că doamna ministru, pe care o salutăm și îi mulțumim pentru efortul deosebit pe care l-a făcut și în cadrul Comisiei Economiei, Buget și Finanță și în prezentarea principalilor modificări la legea bugetului, deja le-a prezentat secvențial. Balanța bugetului de stat și finanțarea deficitului bugetar ca urmare a modificărilor operate la partea de venituri și cheltuielile a bugetului de stat s-au soldat cu majorarea deficitului aprobat a bugetului de stat cu 164,6 milioane lei, în sumă nominală constituind 5.703 milioane de lei. Ca pondere în produs intern brut, deficitul de casă a bugetului de stat va constitui 2,75% comparativ cu 2,65% aprobat în legea bugetului pe 2019. Modificarea soldului bugetar deficitul va fi efectuată ținând cont de cheltuielile sociale, implementarea noului sistem de salarizare în sistemul bugetar și investițiile pentru proiectele demarate. Totodată se propune modificarea structurii surselor de finanțare a deficitului ca urmare a schimbărilor provenite în special la intrările din împrumuturi externe. Concomitent au fost reestimate, reevaluate resursele proiectelor finanțate din surse externe, deficitul pe această componentă a bugetului de stat fiind în scădere cu 573 milioane de lei, iar la componenta de bază acestea s-au majorat cu 737,7 milioane de lei. Soldul datoriei de stat în anul 2018, la situație din 31 decembrie 2019, soldul datoriei de stat în valori nominale va constitui 58 miliarde 282 milioane de lei, diminându-se cu 4.729 milioane de lei sau circa 7,5% față de valoarea aprobată, fiind influențat atât de diminuarea soldului datoriei de stat externe cu 2,2 miliarde 982 milioane de lei, ca urmare a diminuării intrărilor din împrumuturi de stat externe și prognozei de depreciere a monedei naționale față de dolarul Statelor Unite, cât și de diminuarea soldului datoriei de stat interne cu 1 miliard 746 milioane de lei. În acest fel, ponderea soldului datoriei de stat în produs intern brut
se va micșora cu 2,2% puncte procentuale față de valoarea aprobată și la situația din 31 decembrie 2019, va constitui 28,1%. În structura datoriei de stat, la finele anului 2019, ponderea datoriei de stat externe va constitui 58,7%, iar a datoriei de stat interne 41,3%. Pornind de la modificările și ajustările propuse la partea de venituri, partea de cheltuieli, soldul bugetar și sursele de finanțare a deficitului bugetului de stat, se operează modificări la partea textuală a legii bugetului de stat pentru anul 2019, în conformitate cu anexe numărul 1, cele 7 anexe, se expun în redacție nouă. Amendamentele și propunerile înaintate vor fi examinate în lectura a doua, iar îmbunătățirea părții textuale a legii vor fi luate în considerație la redactarea finală a proiectului. Aș vrea să rezumez, pe anul 2019 veniturile bugetului de stat se propun a fi stabilite la nivel de 40.633.000.000 de lei, iar cheltuielile bugetului de stat se propun a fi stabilite la nivel de 46.336.000.000 de lei, cu un deficit în sumă de 5.703.000.000 de lei. Reieșind din cele expuse și din discuțiile pe care le-am avut intens în cadrul Comisiei Economie și Buget și pe baza observațiilor pe care le-ați adresat doamnei Ministru a Finanțelor, Comisia Economiei, Buget și Finanțe propune proiectul de lege privind modificarea legii bugetului de stat pentru anul 2019, numărul 303-2018, spre examinare și adoptare în prima lectură. Aș vrea, în final, să remarc faptul că legea bugetului niciodată nu este un document strict tehnic. Este întotdeauna un document politic. Asta este o definiție a tuturor instrucțiunilor și a politicilor publice în toată lumea. Mulțumesc! Da, mulțumim. Domn președinte, întrebări n-aveți, vă rog să luați loc. Stimați colegi, la acest subiect avem două luări de cuvânt. Prima luare de cuvânt, domnul Pavel Filip, din partea fracțiunii, vă rog. Mulțumesc mult, domnule președinte, stimați colegi. Așa și nu am înțeles care este ordinea tehnică, pentru că am ținut microfonul aprins de la bun începutul ședinței și nu am mai ajuns să am posibilitatea să pun o întrebare. Haideți, noi am avut bună înțelegere. La fiecare fracțiune mergem pe cerc. La fiecare fracțiune câte o întrebare. Și eu nu se devină că colegii dumneavoastră primii eu... Tot ok. Stimați colegi, am citit cu mult interes, trebuie să recunosc, cele 130 de pagini redactate de Ministerul Finanțelor. M-am bucurat să văd că în debutul acestei opere recunoașteți situația economică bună pe care v-am lăsat-o. Vorbiți despre o creștere economică de 4,4%, despre creșterea exporturilor, despre creșterea producției industriale, a investițiilor, a comerțului interior, a încăsărilor la buget, toate anul acesta, valabile pentru prima jumătate a anului, respectiv în perioada guvernării precedente. Recunoașteți și menționați și creșterile salariale, doar anul acesta cu aproape 20% și diminuarea ratei șomajului cu 26%. Felicitări! Felicitări, stimați colegi din Partidul Democrat, aceasta este moștenirea dezastruoasă pe care am lăsat-o. Eu... am vrut să pun o întrebare care, de fapt, a răsunat de vreo 3 ori. Care totuși este această gaură și moștenire dezastruoasă, doamna ministru? Și ați încercat să spuneți că ăsta este deficitul bugetar și potențial care nu putea fi acoperit. Vreau să vă spun și întrebați colegii de la Ministerul de Finanțe, vă rog. Atunci când a fost elaborată legea bugetului și aprobată, noi am consultat Fondul Monetar Internațional, acest deficit bugetar a fost consultat cu ei și cu colegii din Comisia Europeană. Și sunt scrisorile înscris care o să le găsiți la Ministerul de Finanțe. Este evident, au fost niște evoluții politice, ulterior, politice, și datoria Ministerului de Finanțe este să facă ceea ce ați făcut astăzi, să veniți cu rectificări de buget și realocări. Dar, cum vă spuneam, până aici a fost o lucrare bună, dar după care am văzut altceva.
Cu toate acestea, acest exercițiu este unul bun pentru că ne oferă o radiografie clară a priorităților actualului guvern. Felul în care ați tăiat și ați adăugat în bugetul din anul 2019 vorbește foarte clar despre modul în care gândește această guvernare. Câteva exemple, pentru că oamenii se pierd în cifrele care au răsunat de la această tribună, o să încerc să simplific. Prima greșeală, ați tăiat din programele bune care au fost pornite de Partidul Democrat. Printre acestea, programul Prima Casă, drumuri bune, renovarea grădiniților, procurarea ambulanțelor. Dumneavoastră v-ați gândit să faceți economii din contul cetățenilor, iată ce, cu ce ați început. Ați tăiat 2 milioane de lei de la proiectul de construcție a locuințelor sociale. Intenționat nu vorbesc despre proiectul Prima Casă, că este logic ceea ce ați spus dumneavoastră. Minus 320 de milioane de lei de la reparația drumurilor, minus 31 milioane de la procurarea de ambulanțe, minus 30 de milioane de la repararea grădiniților, minus 230 de milioane de la sănătate și ați anulat programul DAR 1+3, care nu cred că era o problemă pentru a fi realizat acest program. Și nu cred că pentru aceasta v-au votat și ne-au votat cetățenii ca să le tăiem din posibilitățile ca să-și cumpere o casă, să aibă drumuri bune, servicii medicale de calitate sau grădinițe renovate. Nu mai sunt de asemenea priorități, nici apărarea națională, de unde s-au tăiat 20 de milioane, și nici ordinea publică și securitatea națională, de unde au tăiat peste 200 de milioane de lei. Justiția, despre care se vorbește în fiecare zi astăzi, minus 200 de milioane de lei. Foarte interesant este și unde s-a majorat. S-au majorat alocațiile pentru aparatul președintelui țării, s-au majorat alocațiile pentru compensațiile lunare ale deputaților, de asemenea s-au majorat bugetele pentru CNA, SIS, Procuratura Generală. Să înțelegem că odată ce aceste instituții au fost dezoligarhizate, au nevoie de bugete mai mari. Însă momentul culminant, vă citez, modificările propuse la partea de venituri și cheltuieli s-au soldat cu majorarea deficitului aprobat a bugetului de stat cu 164,6 milioane de lei. Prin urmare, deficitul bugetar va constitui 2,75% din produsul intern brut, comparativ cu 2,65%. Deci, cu toate aceste măsuri minime, nu ați făcut altceva decât să obțineți sau să măriți această gaură despre care vorbeați dumneavoastră, dar în realitate deficitul bugetar nu este o gaură în buget. Atunci când ați venit la guvern și ați găsit peste 3 miliarde de lei în conturi, salarii, pensii și plăți achitate, programe ca drumuri bune, prima casă, ambulanțe, grădinițe, toate cu sume prevăzute în buget. Ați preluat o situație economică relativ bună, arătați creștere mai departe, demonstrați capacități și profesionalism, arătați că sunteți mai buni, mai corecți, mai pricepuți și mai responsabili. Ați făcut exact invers, ați tăiat din programele care erau cu adevărat bune, care erau pentru oameni și aici eu cred că ați greșit. Ați spus că ați lucrat în regim de pompier, doamna ministru, dar în încercarea frenetică de a stinge acest foc imaginar care vă mistuie din punctul meu de vedere, ați înnecat și proiectele bune și speranțele cetățenilor. Aveți doar 2 luni de când sunteți la guvernare, dar în 2 luni ați gafat, deja am numărat de 40 de ori. Nu știu câți oameni trăiesc mai bine deja de când ați venit la guvernare, știu însă cu certitudine câți oameni vor trăi mai rău. 50.000 de oameni care beneficiau de etichete de masă, 40.000 de angajați în industria Horeca, 5.000 de oameni care nu plăteau impozite pentru că aveau venituri mici, iar acum vor plăti. Asta se întâmplă când nu cunoști, asta se întâmplă când nu faci analiză, asta se întâmplă când nu ai venit ca să construiești, dar ai venit să distrugi. Vă sugerez să mergeți ca și noi, câte o ședință, cel puțin pe lună, noi o făceam la 2 săptămâni, în teritoriu. Și atunci o să vedeți că oamenii
doresc drumuri și la biserică și la cimitir și o să înțelegeți cu certitudine care sunt solicitările lor. Și doar pe final, pentru că nu am avut ocazia să pun această întrebare. Deci nu a fost proiect politic drumuri bune, domnul Brânzan și astăzi a spus un fals aici. Acest proiect și fiecare porțiune de drum a venit la solicitarea autorităților locale printr-un proces verbal constituit de către Consiliul Local. Nu a fost indicat de către guvern, dar inițiativa a fost de jos în sus. Vă dorim succes în continuare. Mulțumim, domn Filip, și dat fiind că cumva tangențial a vizat Parlamentul, domn Filip, dumneavoastră încă erați membru biroului permanent și cunoașteți foarte bine că noi la biroul permanent am decis, și asta este în bugetul rectificat inclus, când bugetul Parlamentului a fost redus cu 5 milioane de lei pentru anul 2019, pentru constatare și pentru stenogramă. Doamna ministru, aici, următoarea luare de cuvânt, domnul Golovatiuc. Din partea fracțiunii. Doamna ministru. Да, даже не знаю, с чего начать. После, стимат дано президенте, стимат сколеч, стимат читатени Республики Молдова, проектул презентат есть он респунс ла он один мульти провокер. Провокер, ку каре с конфронта цара. Цара наста, Република Молдова. Ну и, адика, нова мажоритатя парламентара, нов гуверн, nu a creat probleme pentru țara, pentru societatea, pentru sectorul bugetar, pentru populație, pentru economie. Sunt multe probleme. Probleme legate cu... Adică probleme связанные с незавершенностью реформ в 90-е годы, когда произошла губительная для страны деиндустриализация, когда было... дробление сельхозугодий, страну посадили на иглу внешних заимствований, экономический рост базировался на импорте, внешних кредитах, грантах и переводах от трудовых мигрантов. Эта модель вела только в долговую яму. Были попытки исправить ситуацию в нулевые годы. Наверняка помним ЩЕРС, стратегия экономического роста и снижения бедности. Наверняка помним СНЕДЕ, стратегия национала де дезволтаре. Министр Наталья Гаврилица, тогда Наталья Катринецкую, прекрасно помнит, как была создана эта стратегия, которую успешно забыли после 2009 года, хотя она была до 2011. Проблемы не решены те, они усугубились еще более сейчас. Это один круг проблем. Второй круг проблем – это те, которые стране достались от предыдущего правления, от власти демократической партии. Да, это так. Мы помним, как 8 месяцев назад утверждался здесь бюджет. И я сказал, мы ожидали любого другого бюджета, но только не этого. Вы говорили о приоритетах. Каковы они были тогда? Бюджет – это инструмент государственной власти для влияния на экономику, для решения конкретных проблем, которые стоят перед страной. Вы говорили, ваш приоритет – это заработная плата. И закон о заработной плате в бюджетной сфере. И что? 5% роста расходов на зарплату – это приоритет в абсолютном размере. Увеличение расходов государственного бюджета на увеличение заработной платы был сопоставим с увеличением расходов государственного бюджета на обслуживание государственного долга. Так каков ваш приоритет был? Решать проблемы людей или наращивать долги? Ответ очевиден. Да, сейчас ситуация очень пикантная. Впервые за долгие годы правительство было создано в середине бюджетного года. Оно обязано, должно было исполнять тот бюджет, разработанный вами. Но что пошло дальше утверждения бюджета? Пошли предвыборные обещания, которые чего-то стоили. Это же цинично, когда в январе собирали комиссию по экономике, бюджету и финансам, мне сказали, господин Головатюк, вы за или против? За что? Против чего?
Вы за то, чтобы решать проблемы людей? Это цинизм. Ресурсов в бюджете не было, не было финансового покрытия. И вот так, нож к горлу, вы за или против? Огромные обязательства вы обещали. И что? И все мы помним. Остаток денежных средств на казначейских счетах.